Da, tată, suntem pe business. Ei care fac cu mine pe aici. Sau și eu să văd un scris. Ce ziceți? Da, ia vezi acolo, te pup, Denis. Denis, Gabriel, Manu, vă pupă, fratele. Dark. ABC, Pikachu, vă pup, băi. Suntem, oastii. Ăla-i tată, vă pupă, fratele. Uite, și penisul meu e pe aici. Aprindem o țigară în cinstea lui. Ce face câinele? E cu mine mașină, uite-l. Eu la vanul de 14, a? Salut, Askim. Salut, Alex. Bună, bună, Emilia. Ia uite, măi, Emilia. Salut, Merciule. Unde-i Sprifanu? Uite-l cu mine, mașină. Ce facem astăzi? Păi nu știu, ceva trebuie să facem. Facem un pic de spam. Luați-mă să fie. Să fie. Să-l învăț să nuate nu se poate. Nu vrea. Da, bă, te pupă fratele Alex, te pupă fratele bro. Ai dat așa pe silent când dormi, somn ușor, să ai golane, te pup golane, te pupă fratele. Te pup frățioarea. Noroc, noroc, Florine. Și vă Robert, dar nu cred că e aici acum, au donat. Tot când aveam live închis, acum 15 ore. 20 de euro chiar cu mesajul respect, ești nebun. Ți-ai luat bani pentru o chestie banală? Păi, cum așa? Salut, Leo! Bă, aerul condiționat, mă. Asta era problema, bă. De asta mor eu de cald și nu-i bine. Așa, mă, salut, măi, ce faceți? Salut, Cosmine, tată. Păi de unde o scos arma aia? Din cor! Oleo! Mă, ce mașină se mă Hai jos, Prif. Foarte frumos vă așa, domnule. Da, Hai am pus jos. și mașina. Oleo, câinele! Ce faci, Prif? Mamă, Hai cu mă, vezi Hai la câine. tata, hai la tata. Ce crezi că mi-e greu să chem întâlniri? E puf de asta ce... Mă, ce frumos uite e. Pe Ia uite-l! O să pui mâna pe el dacă vrei. Da. O, domne, iar ați venit cu Cum cățelul. Da, nu mă mușcă, da? Nu te mușcă. Iar azi vrem cu cățelul. Stăpânul te poate mușca. Oh. Un pic cu cățelul prin ora seara. Vă cunosc, vă cunosc că ați fost ieri, ați făcut carnet de sănătate la câine. Păi da, da. Să fie tot în regulă. Gata, nici nu mă e agresiv, el a fost un pic mai agresiv. Spliv. Eu zic să-i dai și la stăpână. Parcă tot tu ești mai frumos. Hai că... Să știi că așa parcă ești gelos. Dar e câinele meu totuși. Nu mi-l dai și mie? Nu se poate. Dacă ne iau și-l fur? Nu poți, că vine, oricum vine singur. Ce câine frumos. Iar m-am mușcat, da? Și câine rasă. Dar se cacă mult? Spliff! Se cacă mult, pe tine. Spliff, te-au întrebat și eu așa. Ah, pe ce îmi pui întrebări din asta? E frumos rău, să-ți trăiască. Tu mănânci mult? Eu nu. Îi vezi? Să-ți trăiască. Mersi, mersi. Sper să nu-l castrezi. Nu-l castrezi, cum să-l castrezi? Îmi face copii să-mi dai și mie, rog, dacă... Nu face, că nu-i fată. Când fute atunci. Păi când fute iau eu un pui care nu o să-l dau. Nu-i problemă de asta. Salut, Andrew. Please.
Te pup, Daniel. Dacă îi dă comandă băiatul ăsta, nu mănâncă, nu mănâncă de la nimeni. Cum să nu mănânce? Nu mănâncă, nu mănâncă decât de la mine, că mi-l otrăvesc. Ce se mai întâmplă? Vedeți că dacă nu-l frecați la biruțe la mușcă... Știu că nu-i dă nimic, dar dacă ia de la tine o să ia și de la alții și vine vreun fraier și-l otrăvește. Și ce-am făcut? Acela dacă nu este frecat la biruțe mușcă grav, să știi. Nu, că se linge singur pe biruțe. Lasă, poate vine vreo cineva să-i facă un masaj. Salut, Andrei. Hai, Sprif, hai. Da, dar nu, nu cu ce lan. Ia zic, cât, domne, cât vreți pe mașina asta? La jumate. Alo, da. Te aud. Păi, fă-mi piedicatul. Păi zici, mă, tu fă. Zic, cui zici tu? Dumnezeu? Da. Nu vrei să dai răbuță la câine? Frumos câine, dar nu-mi plac câine. Mersi. A, stai că nu mai pot. Mamă, ce biluță are. Îți plac biluțele lui. Noi s-a umflat una. Trebuie să îi dă sufle, domnișoară. Sena. A, nu știu. Da. Sena, trebuie să mergem. Ai, poate, poate. Da. E bă cu cruțul ăsta aici. Cum adică, mă? E frumos așa. Cu mine vorbești. Acum cu ăsta de jos. Stai, stai, stai. Ce frumos e. A cui e ăsta? Urcă. Cum adică? Ia hai la spital. Dă-te, fata, să nu te calc. Yeah. Dă-te, Ana. Dă-te, dă-te, dă-te. Lăsă-te de la Mindy Mafia. Nu. Mamă, ai să moară. Lăsă-te de la Mindy Mafia, mă. Înoată geluțu. Cum îl cheamă pe ăsta în verde? Înoată geluțu. Știi să înoată geluțu? Nu știe, nu știe. Înoată Splifuțu, de fapt. Cum ai spus că îl cheamă? Splif, da. Da, mușcă? Ia vezi, bosule, dar tu de ce ești îmbrăcat așa în verde, ha? Sunt mexican. Păi să te duci să te schimbi. Ha, bine. Te pup, Marijoan. A, domnule, mușcă câinele. Bă, dacă ești cu minte, nu mușcă. Te pup, albinuță. Dacă nu ești cu minte, mușcă cam tare, eu am fost mușcaș. Culmea, am fost și cu minte atunci. Păi se mai întâmplă să fii prin preajma la alții. Da, ui, da, da, asta e. Vezi? Așa s-a. Dar ce ai cu minte? Erau alți vagaboni și eram persoana nepotrivită în locul nepotrivit. Exact. De cât timp ai? De două zile. Geluțu? Dacă nu, dacă îi mai pronunț numele odată, aiurea o să-l pun să te muște. Dar îl încurc. Îl cheamă Spliff. Îl cheamă Spliff. Seamănă cu un geluțu. Spliff, dacă mai auzi o dată că te strigă al numele, ai mușcat direct. Al dracu câine să spun că nu mă dau jos din mașină. Bă, băgă-mi și pula în gura ta când te dai jos, te mănâncă pentru asta că l-ai înjurat. Păi nu mă, doar de-a al dracu. Vrei să ți le arunc acolo în mașină, să te facă franjuri? Anchei geam. Spere care mască de șubă. Hai, Spliff. Pe e, dă-l drept. Prostule, pe tine te bat. Pe mine? Albinuțu! Reprezint o generație. Brigada asta n-o dau nici la licitație. Ia al dracu să dai jos. Nicu Ser 7 a donat 1 euro. Albina a castigat votul ieri. Asta, șobolană. Ial! Ial! Pe el, pe el. Mâncă-l, mâncă-l. Pe el, pe el, tati, pe el. Ia! Bă, mă, câinele, bă, bă, bă. Bravo, hai, bravo, Spliff, bravo. Bravo, tati, bravo. Și acum se frerul ăsta ce vorbea urât de tine. Înoată Splifuțu. Bravo. A, n-o vedeți. Spliff. Pe el, tati, pe el. Mă, zici că e pitbull să mă... Zici că e pitbull să-mi bag. Spliff, Spliff, înapoi, tati, înapoi. Hai, vino încoa. Mă, dar nu zici că e pitbull. Mamă. Neața, neața, Emi. Dacă dă rău e... Nu puteți avea câine, clar nu puteți. Astăzi te acolo cu ce am găsit, am furat două. Domne, sper că n-ați furat catalizatorul. Sper că l-a furat bine. Domne, pune leță la câine, pune potit. Băi, du-te. Mama, a dat cu mine în cap. Al dracu, câine. Bă, tu ce faci, bă, pe mașină de poliție? Hai, Spliff, hai să mergem de aici. Mi-au furat și mașina. Mi-a spart luneta.
Hai că nu mai avem mașină, hai la casă. Hai. Băi, să nu-l calce mașina. Hai, Spliff, hai. Calce nebunește. Nu îl calcă. Doamne ferește. Te pup, Marijoan, te aștept. Păi se de nebun pe aici. Să știi. Hai. Bun, Andy, tată, bun. Te pup, arabule. E mod sau ce? Ce? Ce să fie mod, bro? Albinul să uite cu câinele prin oraș. Câinele nu-i bro niciun mod, e câinele meu. Ce mod să fie? Nu vezi că mă ascultă. Nicșor! Licitație. Reprezint, reprezint o generație. Brigada asta n-o dau nici la licitație. Nicuser 7 a donat 1 euro. Albina Cand, primesc amban, te rog frumos, am castigat votul ieri. Dacă vrei sudura, Albina, si un surub. Bă, o să întreb pe High Staff să vedem ce se vorbește. Bă, mai multe detalii decât că-i câinele meu nu vă pot da. Înțelegeți? Degeaba mă întrebați, că tot ăla o să fie răspunsul. Final, ce cu câinele? Doar că-i câinele meu. Dar spune. Nimic, nimic. Salut, Cedo. Hai, Spliff. Hai, hai. Spliff! Mama! Hai, Spliff, hai. Bă, dar unde ai scumă câinile astea? Băi, dar tu te să-mi bag pula în tine, sari pe mine! Băi, nu mai fluiera, mă! Salutare, domnule! Băgam, ai și pula în fluierul tău! De unde-i câinul? Mă, vrei să-ți bag pula în gură cu fluieratul tău? Mamă, ce nebun! Vrei să fim gay, să ne îngheilăm noi? Mai fluieram pula mea! Spliff! Hai, Spliff, hai să mergem! Uai, cățelul! Spliff, ai acasă, cu tucoță! Sunt toți proștii, când dacă nu sunt safe, eu nu mai vin în safe zone-uri. Mamă, i-ai dat mare pervers. Bă, dacă... Bă, cu toți morți, mori. Îl știe tot, uite-l pe ăsta, mă. Să nu te uiți stânga-dreapta, uite-te, e la mine în pulă. Du-te-n Dumnezei, du-te mătii. Du-te să-mi bag pula în plămânii mătii și în altarii și în sfințenia mătii. Și du-te să-mi bag pula morții tăi astăzi. Tu-s morții tăi de sclav. Să-ți fuși și pe măta în gură. Cum îl chema, mă, pe ăla, mă? Cum îl chema pe ăla? Să-i dau un mare rape, să-i sune urechile în cap. Cum îl cheamă pe ăla, futu-i morții lui? No name? Fută-te, Dumnezeu, să te fută. Ia-ți un pic de acolo, mâncame-i pula, că dacă nu-l țin pe ăsta,
De plânge. El are 12 ani, nini, eu dat flocii. S-a speriat Spriv, normal. Îmi sperie câinele. Păi pula mea, până deschid ușa la câine, Andrei. Știi ce zic? Până deschid ușa la câine, o iau razna. Te pup, Cristianu, tată. Mai repede mă dau eu jos. Nu dau rape așa, Cosmine. Azasept, azasept. Te pup, mâncați aici, pula ta. Te pup, coiosule. Te-am pupat din banat, mai mic 3. Te pup, băi, frățioare, mă. Păi de ce ești în banat? Uuuu, frumos, frumos. Frumos. Trebuia să dai de la a doua strofă. Fac sala să sară din vânt, brigada mea prima, nu pot să mă... Te pup, băi, frățier, frate, am spart o roată cu Western și mi-am luat bani, băi. Bă, ce claxon are la mâncat să-i... Du-te la secția de poliție nouă. Aaa, cu lama, păi și tu ești din rău. Și câți ai luat bani? Păi trebuia să stai și tu între prieteni în pula mea. A, o zi n-ai atât de mult. De cine te așteptai și tu între prieteni? E, ce bine ești. Bine, o zi chiar nu-i mult. Imediat trece. Ștefane, du-te, nu mă mai urmări, că-ți dau glonte. Du-te. Era pe mine, mă urmărea pe mine. Și nici nu-mi place cum conducea, în toți stâlpii. În pula mea. E pe live, păi știu că e pe live. Clar e pe live. Salut, Alexandru. Deci nici măcar nu mă îndoiam. S-a văzut numele la câine, n-are nimic. Acum ce să mai... Salut, Pengule, dar bă, v-am mai salutat odată. Ăștia care mă salutați de vreo două ori. Și eu deja v-am salutat odată, eu nu o să vă mai salut de o oară. Știi ce zic?
Bă, hai să zic, stai așa. Cum îl cheamam pe ăla ce a fost în spatele meu de mi-a dat stream snipe? Dați-l înapoi pe live în spa Ștefan. Stai așa, Ștefane. Să-ți arăt un pic ție. Stai așa un pic, Ștefan. Bosule. Bosule. Hai să-ți explic eu cum stă treaba. În primul rând, eu nu știu de ce pula mea umbli tu după mine și îmi dai mie stream snipe, da? Pentru că tu ai venit după mine și mi-ai dat stream snipe și m-ai obligat forțat să activez blipsurile, să se vadă anumite lucruri. Eu o să-ți dau ție bani acum. Mă înțelegi? Ca să fie învățătură de minte, să nu mai veniți în pula mea după mine dacă n-aveți roleplay cu mine. Știi ce zic? Nu cred că știi ce zic. Mai veniți după mine. Atâta vă zic, mai veniți după mine că de la 14 în sus pleacă. Oricare mai veniți după mine, pleacă de la 14 în sus, că voi n-aveți ce să căutați după mine, mă. Nu aveți ce roleplay forțat să faceți cu mine, că mă obligați să activez blipsurile, mă obligați să ce? Pentru ce? Că veniți voi în pulea după mine? Păi stați un pic, atunci vă arunc în aer pe toți. Că eu-s băia bun, eu vă las, până când îmi futeți mersul dintr-un stream snipe, mi-ați futut mersul, vă dau bani și mă doare în pulă. Știi ce zic? Ca să nu mai umblați după mine, nu, atâta tot. Că nu aveți ce să umblați după mine. S-a dus două săptămâni să stea liniștit. Că n-are ce să caute după mine. Ștefan, eu n-am ce să-ți fac, frate. Nu veni după mine în pula mea să-mi fuzi mersul. Că exact asta ai făcut tu. Sunteți conștienți, nu, că asta au făcut. Doar că a venit el după mine, am pulea așa. Bă, și nici prostul ăla. Prostia aia supremă, vezi că te văd, dai, te prefaci că pleci într-o parte, după aia tu în același timp te întorci iară la mine și iară te prefaci că fugi. Mă, voi sunteți nebuni unii, mă, să mor eu dacă vă înțeleg. Unii din voi chiar sunteți retarzi. În loc să pleci, că vezi, că am văzut, că te văd, păi du-te, nu te opri, te întorci după mine, nu. Asta e, gata, nu mai. Mă duc să mă joc câteva milioane. Știu că trebuia și ori, las. Păi de-asta am activat alea, de-asta am și activat blipsurile. Dacă nu intra în stâlp la faza aia, dar când îl văd că e și prost și face fail în pula mea, normal că activez să văd cine pula mea ăsta, care e atât de prost. Nu umblați după mine, atâta tot. Ce pula mea parchezi aici, că eu parchez unde trebuie. Sprif, saper mașina. Ce, să fac, uite un pic pe live, tu ce zici, Ruby? Mai bine de 1000 de checkpoint-uri. Nu, mă, știu, bă, lasă că e bun și banul ăla de 14 zile. E mulțumit. Știi ce zic? Eu sunt mulțumit. Să ai poftă. Ușa se închide singură, Andrei. Da, bem. Cum să nu? Bă, motorul sau mașina, măcar să fie. Trebuie să prind și o țigară. Thank you.
Bun, bun, Rubi. Poftă, te pupă, fratele. Bă, era bune, nu prea. Arde, are, arde plămânul. Jack Han, ia uite ce știe Iulian. Adevărat. Luăm cine ceva sau numai așa? O lua Sonia motorul? Păi se întâmplă. Salut, Sebi. Salut, Teo. Du-te, băi, eu n-am noroc bun. Ce țigări fumezi? Sobrani albastru. Nu știu. Cine, nu știu. Băgă-mi și pula în cablele mătii. Futu-s cablele lui mătă în gură. Când vine să le rup. Tot dau cu picior de niște cable. Nu, ăsta vine să se joace, să dea la rată, să vezi ce mă enervează. Ce voce groasă ai. E. Cum îl cheamă, domne? Spliff. Mifu? Spliff, dacă îi mai pronunț toată numele de aiure, te mănâncă. Spliff, mă mănânci? Mă mănâncă. Ești nebun, e periculos. E periculos, băiată. Asta chiar nu tace. Dacă vin cu pisica mea, mănâncă? Băi, dar nu vrei să taci, mă trag pula în gura ta să mă las, da, să mă joc, mă, sau da. Ce e pula mea? Că mă enervez să mor eu. Tot cu ștourile lui. Da, mă, omul nebun. Ce-și bărbat, șefule? Ce-și bărbat? Ce-și bărbat? Sper că nu cu mine vorbește. A, mă, joacă și tu, bărbat, de ce vine aici? Am așa, puțin. Băi, copilul ăsta e stresant. Dar la mine trag toți ăștia. Ei nu știu că nu le face bine. Că și eu sunt stresat. Ăla-i pisică-i se de leu. Băi na, sunt mulți din ăștia. Ruletă! Te pup, Alizu, te-am mai văzut de un an. Ce-i cu pagul ăla? What the fuck? Câinele meu. Oh, șeful. Te pup. Te pup, șefule. Gata. Ți-a dat o... Du-du-du-du-dum! Am văzut și ăla cu mașina care se băga mine, dar ce să mai zic? Mulțumesc pentru donații, respect, agitație. Băiii! Reprezint o generație, brigada asta nu dau nici la licitație. Să-ți dau, moderator, să nu-ți Xter dau. Xter a donat 5 euro, îmi dai si mie mod magarule. Să-ți dau eu. Vino mânc. Uite-l pe băiat, Golane, măgaru. Ai tricou. Ia uzi. Te las pa pa pa, eu mă întorc în lumea mea. Bate inima, ratatatata. Te las pa pa pa, eu mă întorc în lumea mea. Lumea mea era ratatatata. Nu pot să mă prefac,
că sunt băiatul bun. Sunt lângă tine, dar o să plec ori. Știu că în viața mea am ales drumul greșit și greșeala ta, că te-ai îndrăgostit. Am dat peste cap. Muncitor, băiat ascultător, părinții tăi asta vor. Brrr, te pup, XTR, băi golane, să-ți dau eu moderator, să nu-ți dau. Nu-ți dau, mă, nimic. Bună, bună, Bibi, bună, bună, Elena. Vă pup, bine ați venit. Salut, Ștefan. Mă mai știi? Te mai știu, Andrei, dar nu prea. Te știu așa, dar nu prea. Păi? A, nu cred că pe mine mă întreba, a, dacă nu mai știu. Slebzi, mersi frumos de subscribe-ul la Slebzi. Salut, Pairo, salut, bro. Mersi frumos, te pup. Eu te știu de la 2K. Cuțu, Cuțu, mă auzi? Cuțu latră. Cuțu, dacă mă auzi de răbuța. Băi, lasă-l, mă, hai, Spliff. Gata. Mă stresez, nu mă ascultă decât pe mine. Cred că am închis mașina. Eu hai, Cosmo. Perfect. Bine că ne-am închis mașina. Seara bună, domnule. La fel, la fel, bro. O seară bună. La fel. Ce pula mea? Acum mă dau, acum mă dau. Bun, mersi. Băi, de ce alunecă pe aici? Astăzi zăzuaruri, mai un pic. De asta e așa liniște. Ce-i cu mașina asta? E mașina mea, bro. Mașina mafiei mele. Au fost azurile, a, da? A, da. Aha. Tot e liniște, chiar că atunci chiar că e liniște. Prea mare. Și-a pus Cosminel în alt lume, nu știu. Știe Spliff să conducă? Băi, nu prea. Nu prea știe, că îl puneam să conducă, îți dai seama. Dubioasă liniștea asta. Cum l-ai adoptat pe Spliff, l-am găsit în oraș. Care a vorbit așa? Ia uite, Spliff, fetele. Pupă-le pe fete, Spliff. Bună, bună, Ioana. Ia uite, uite arătarea. Arătarea-i mata. Uite arătare, ce frumoasă e arătarea. Scuze. Care mama, mă? Că am două. Nu, tu cu mine vorbești. Spliff. Păi cu tine, că mi-ai spus de mama. Pe el, tată. Ei. Ia uite, mă. Pe el. Aoleu. Atât, lasă-l. Ah, da, bule, mamă. Cu care câinile-s? Păi da. Asta bunul.
Aie, ia, vină puțin, vină puțin cu mine, stai în verde, te rog frumos. Bossule, nu plec de aici. Din păcate. Două secunde, frate, să te întreb ceva. Ceva serios, nu, Catrinca. Ia zi. Am permis puțină chineză? Păi, na, nu, frate, nu mă loc cu din astea, că asta nu-mi place, știi? O întrebare scurtă, nu, o întrebare scurtă. Nu zi, hai. Cum până la mă cumpăr și pâine? Nu, ai nicio șansă, vezi. Asta nu există. Cum am eu, am, nu, eu am. Dar nu ai cum. Pe genul alt, orice alt câine sau panama. Nu există, n-ai cum. A, lol. Chiar nu se poate. Și cu banii mă refer. Știu, știu ce zici, nu, e nicio șansă. Și gen răspunde la comandă, vocală. Cum dracu, frate, să pui câinele să mușce la... și mușcă. Fii atent aici. Spliff, dă lăbuță. Păi, dă-te în pula mea. Ce lăbuță. Coaie, dă-te în pula mea, nu te cred. Fii atent, Spliff. Fugi până acolo, tati, și hai înapoi. Băi, coaie, nu te cred, ce penal. Lasă-l jos, Spliff. Jos, tati, jos. Hai. Aaa, cred că-mi dau seama despre ce e vorba, coaie, bravo. Mamă, ce... Bă, unde a fugit fata? Nu, mușcă, nu. Ce faci urât-o? Frumoase, ce frumos. Domnișoară, stai și tu că mă vrei, dar nici chiar acum aici o să sar pe mine. Aoleu. Mă, bă, ce forță are. E puteri, mamă, îi se întoaie tabla la mașină, mamă. Dacă mai stau mult în poziția asta să mă bată mama, pot să mă ia cap, deci nu m-a ghidat. Hai, zici eu. Doar șmecherii au câine, băi, vă pun, mă, băieți, vă place și vouă câinele, a? Ce drăguț e, mă. Dar ce rasă este Spliff? Pug. Ce tare. Mersi, mersi. Dar vreau să-l iau acasă. Băi, nu se poate, care memorie, vine înapoi singur. Nu-i problemă, hai, să plătesc. Vine așa, hai. Nu, e vorba de bani. Să-l plătesc că vrea pula ta. Te cred, bro, dar nu se poate. Rămâne chiar cu nu noi. Se poate niciun cred sens, că mă bag la hingheri. Nu, se poate, de exemplu, uite, Spliff, alege o fată cu care plecăm. Uite. Cu hingheri pleacă. Plecăm? Spliff, eu cu el și cum cu o fată. Alege Spliff o fată. Cu care vrei să nu, mergem? Nu, că pleacă cu hingheri. Cu ea? E sigur? Ea miroase bine. Adică... Spliff! Nu știu. Mergi la cușcă. Nu-i pe, nu-i pe comandă vocală, să-mi va pe cealaltă. Spliff! Cred că trage la noi. Pe tine nu te ascult, doar eu pe mine. Eu zic să nu ridice piciorul. Fii atent, ia zis să mă asculte de două minute. Nu merge, nu pot. Ba merge, mă, eu zic că merge. Păi merge, dar nu vreau. Ce blanciu. Îți dai seama că merge. Haide, pula. Deci la ea, Spliff, da? Vine cu noi? Spliff, și eu zic că ai gusturi bune, dar nu-i bine, nu-i bine, e grele. E grele sau e grea? Ambele. Mă descurc. Bravo. În general, trag animale. Ia uite. Păi, da, și eu sunt tot animal. Animalus. Adevăr, între. Bă, dar era un lucru. Animal ca Spliff. Sunt mai animal ca Spliff. Păi, te pup, Nadiuța, te pup, bine ai venit. Am zis eu potaie sau cum am zis mai înainte, dar arătare, dar... Da, pula mea, Catrinc, chiar e dulceață. Ia uite, mă. E cel mai bun prieten. Spliff, te-ai pus pirică, trăi țară familia ta să-ți trăiască, Spliff. Ce facem, Spliff? Mai dăm o tură? Hai. Spliff, latră. Du-te la mașină, Spliff. Bă, du-l la mea, mă. Despre asta vă vorbesc. Nu te cred. Dai să-i deschid ușa. Hai, sus. Uite cum s-a pus coaie. Nu te cred. Hai că ne mai auzim pe aici, vă pup. Te pup coaie. Le place, mă, e tare asta, oricum mai să vă zic. Asta e cea mai tare. Încă 6 like-uri și dăm bonus, ce ziceți? Facem treaba asta. Arro, te pup. Te pup, Optian. Puțin că am deformat, păi na. E ok și așa, cum ce vrei.
E câine până la urmă, stă și el cum vrea. Ce zici, Poptean, tată? Alți câini nu. Poate o să-mi iau și o pisică. Te pup, Boni. Bă, un pic de râpă. Un papagal nou. Nu mă mai întrebați, bă, băieți, de câine, bă, bă. Hai să vă zic o chestie. Nu mă mai întrebați de câine. Cine-i câinele, cum e cu câinele? Că v-am zis, e câinele meu, asta e tot ce pot să vă spun. Dacă-i player, dacă nu-i player, e câinele meu. Atât, atât. E ok? Ce dracu? Ați luat o roaznă? Bucurați-vă doar de roleplay, asta ar trebui să faceți. Păi nu să vă intereseze cine-i câinele sau ce câine îi sau de ce-i câinele. Subscribe la NERV! Subscribe! Să știi că se poate asta. Sebi, chiar putem face chestia asta, ce zici tu? Bă, Monez, o să vorbim, nu acum. Loredan. Monede, Loredan. Băi, Monede. Fute în gura astăzi. Aoleu, mă uitam la chat. Aoleu. Aoleu, aoleu, aoleu. Stai că mă rupe aerul ăsta condiționat deja, trag pula în el. Gata. Da, BT-ul, așa facem, vin și eu. Nicușorulus! Reprezint o generație. Brigada asta n-o dau nici la licitație. Nicușorus. Nicușor 7 a donat 1 euro. Albina cand vebe cu staful votare la mine amban. Vreau să cant brața si palarei acum. Bă, Nicușor, tu ai văzut că tu ai apărut la Imogen? Ai văzut, Nicușor? Ai văzut, bro? Că faci în react acum pe live. Ai văzut că ai apărut la Imogen? Zi, Nicușor, da, ai văzut? Facem reacție. Vi-l arăt pe Nicușor la Imogen, hai să vi-l arăt. Nu spamă, Denis, că vă arăt. Hai să vă arăt. Deci... tipuri de youtuberi în taxiu. Știi asta, Nicușor, îl știi? L-ai văzut ăsta, zici, da? Nu, mă! Nu l-ai văzut, păi asta s-a apărut. Hai că nu-l lăsăm pe tot, vi-l las pe Nicușor. Ești liber? Nu, că nu-mi place. Și acum ce crezi? M-am ascuns, tata a crezut că m-am mai afară, înțeles? Și cum acolo în offline, mâncate... Așa... Gata, uitați aici! Deci, gata, sunteți gata! Să-l vedem pe Nicușor, gata! N-am văzut, uite aici, Nicușor! Că nu-mi place! Fii atent, Nicușor, metoda Nicușor!
pădăria, pădăria de bătate, pădăria client, albine. Dați-mi erai pe YouTube. Să mereți pula. Dați-mi erai pe YouTube. Ce să-ți fac? Rai pe YouTube. Unde te duc? Pizda loca. Pădăria, pădăria de... Nu Dana albine, nu Dana. Nicucior albine, Nicucior. În dreapta. În dreapta. Nu mai date tot tu pe tu. În dreapta. Pădăria cântă cu mine. De mătate Ionel cu pădăria. Ionel cu pădăria. Emoje. Deci pe emojeni, prieteni, nu mai emojeni pe tu. Dați un like, dați un like, faci 5.000 de like cu dați un like. Prietene, pula. Pădăria, pădăria de... Opa. Morim, morim. Zici că e Jaxi. Zici că... Nu, cam asta a fost. Atâta e interesant, atâta e. Cum e, Nicușor, data asta nu știai, vezi? Fratele tău vine cu... Vine cu noutăți, Nicușor. Frățiorul tău vine cu noutăți. Pălăria, pălăria de mătase. Ionel cu pălărie. Ionel cu pălărie. Pulă seara portofelul, Luz. Ce zici, golanulus? E gata, pălăria, pălăria. E gata de mătase. Ionel cu pălărie. Ionel cu pălărie. Păi mai dă-mi un punct, bă, că s-a dus mesajul tău, dacă l-aștepți așa, nu-l mai răspund. Mai dă un punct. Cum meață cu trei cocobago pe asta, ce ai dat acolo? Ia să vedem. Te pup, frățiorul. Ia să vedem. Ia să vedem. Comea ta a donat 3 euro. Aule, sichi, baule, te pupă, fratele. Te pupă, fratele, da, să-i vechi din așmecher. Nelule, mersi de subscribe, Nelule. Mersi, Nelucu. Nelucu. Te-am spart cu punctele, bine ai făcut. Nu e un lucru rău. Dar pe tău de unde se joacă? Ah, uite-l pe băiat. Nu, că e tot aici în virtual, că vedea mașina mea aia. Era dubios, știi? Pălăria, pălăria de mătase. Zici, mă, barbut? Da, pe cât? Pe cât vrei? Uite, se joacă băiatul ăsta pe 100.000. Mă joc eu, mă joc eu. Hai. Hai, da, dai pe 100.000. Băi, dă-te jos de pe mașină, mă. Gata, șefule. Ești simțit pe mașina lui. Nu-i frumos să te pui pe mașina. Hai, intră aici. Dar ăla vorbește într-una, fiți atenți, ăsta. Ăsta vorbește într-una, o să vedeți. Bă, BT-ul. Da, hai, șefule, intri. Ia cheltui banii cu ei. Acum o să vă dă. Atât e cu o mașină. Nu ți-ajunge că ai băgat.
Mostă și. Hai de pula asta. Lasă mă, că am noroc. Te-am zis să aștept să schimbi, poate ceva frumos, dar tu... Batman, Batman. Era o mașină să vei puțin, mare brânză. Și cât ai băgat, nu te mai pui? Nu dau mă, am avut 3-2, le-am pierdut la barbușă, n-am vândut-o și... I-am lăsat ce-am deschis, dar asta o iau să o țin în garaj. Nu vrei și vrei? Măcar să iei. Dacă o iau. Dacă. Mai fă o dată, că e imbecil omul ăsta. Nu știu, John, eu nu fac eventuri. Da, ce-mi vreau. Mam, nu mai am... Ce, te scoți iar? Nu am fost atent, mă, și... Trebuie să stai când vine școlărița. Ia. Am văzut că toți cazi, toți cazi acolo. Șefule, fetele de la școală. Dacă iau membru, dai și un pumnal, da bro, îți dau și pumnal, îți dau și un deagle și îți dau și 200 de mii. Eu așa dau la după miros, nu? Ce faci, tati, aici? Bine, puiul meu, uite, am venit să mă antrenez. Tot aici te-l găsim? Voi să zic că avem treabă cu tine, știu ce faci. Băi, tati. Da, fica mea cea de. Băi, acum ai trei, băi, eu mai părut una. Da, pe am două tati. Fete. Am două. Într-adevăr, am dat pe off, că na. Nu s-au adunat. Am luat o pulă, că n-am luat nimic niciodată, bist, eu nu iau nimic. Exact. Ia stai așa. Mulțumesc pentru donație. Niculae! Reprezint, reprezint o generație. Brigada asta n-o dau nici la licitație. Salut, Florine. Nicu Ser 7 a donat 1 euro. Albina, vrei să acnat am palarie de matsase acum pe live tau da sua nu tu esti sefule meu. Păi acum nu putem, nu putem acum Nicu Ser. Măcar diamante de alea se fac 9999. Pălărie, pălărie de mătase Ionel cu pălărie. Cânt Ionic ușor pentru amândoi. Dar nu are farmecul dacă nu cânti tu. La ce să dau pro 300k? Spliffy pe aici și el. Nimic, mie nu-mi dă nimic, beast. Nimic, nimic. Știi ce înseamnă nimic? Nimic. Bro, la giveaway nu fac giveaway-uri, nu înțeleg sau nu? Eu ți-am zis mai devreme că nu fac.
Dacă nu fac giveaway-uri, cum se dau? Hai, ghimete-ți gata banii. Și ne-am tirat de aici. Acum cât timp ai primit cofondator? Bă, l-am primit de ceva timp. Salut, Optic. Nu o să dea oricum nimic, mă joc de fan. Chiar de fan. Uite, eram aproape, vezi? Ce să mai și zic? Mai puțin, Florin. Facem și troll, da. Prea vrea să pice micușor tatea. Total. Da, pulara să o mașină. Te pup, Florin, tata. Băi, Spliff, mă așteptă tot mașină, mă, vezi? Ofițerul mă întreabă dacă e fan de geanta. Rotă cu bani din marți. Îmi cumpăr Ferrari cu bani din concerte. Filă lui mama. Iar tu, ăsta roșu, ce cauți? Ăsta roșu? Bine, n-ai, mă, e cu tupeu din ăsta, că n-ai auzit? Da, domnul, ce vă pădă așa? N-ai auzit? Că ți-am mai spus de trebuie. Poți să pun câinele să lămuște dacă vreți. O, dacă poți, dacă vrei și poți. Dacă vrei și poți, da. Să luat de fetele astea. Dați-vă un pic mai dâi. Hai, dar să nu mă muște. Ia-l, tată. Mamă, ce n-am mușcat. Ia-l. Maa, ce faci, mă, l-a omorât. La nenorocit. Maa, l-a leșinat un pic. I-a dat leșină. S-a luat de fete de astea și am zis că nu-i prea frumos. Păi ce să facă, că dacă-s bulangii? Păi da. A făcut curat. A, ce câine frumos, poți să-l mângâi sau mușcă? Poți, poți. Hai, Spliff. Mamă, cred că mă mușcă ăsta. Ce-a făcut, mă, pălă, l-a culcat? Auzi, fata în albastru? Mamă, ce mișto e. E pac de la, da, nu? E câine de la. Poți să vei puțin să te întrebăm ceva? Mă, e frumos un câine de ăsta. E frumos? Dar e și cum îl cheamă? Spliff. Am nevoie și de tine? Perfect. Spliff. Da, o să fie o surpriză. Da. Restul, lăsați-ne puțin, vă rog frumos. Da, mă rog, n-are, lase, lase. Și de când am zis, ne adunăm mai multe, gen, știi ce zic? Ce toate fetele. Să găsim o zi, să ne adunăm toate. Dar facem așa cu Caterinca, știi ce zic? Da, da, da. Îl luăm pe Spliff un DJ? Ia o Spliff, te bagi? O să-i placă, nu ai fete? Ia uite-l. Lasă mângâi, cățelușul. Băi, băi, nu așa.
Au, cu masă. Asta e de treabă, asta e de treabă asta. Ia uite-l. Uite că vrea să-l mângâi. Aoleu, nu i-a plăcut. Nu i-a prea plăcut de tine. Da, să-mi spuneți că sunt și eu unde. Poți să-mi dai ad pe Discord? Da, 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 să-mi spui cum ai. Să-mi spui că o să facem un Discord azi sau mâine, o să băgăm câteva mai multe fete și da. Vorbim între noi când putem. De unde le-ai luat, domnule, că e frumos tare. E foarte frumos și mușcă la fel de tare. Păi nu știu ce ai făcut de te mușcat, hai spliff. O, sărmână, șmechere! Mușcă la de fel de tare. De unde le-ai luat, șefule, că vreau și eu să-mi iau. De la magazin l-a luat. De la pet shop. Ăla-i. Ăștia de ce l-ai pus pe Sliviu să mă moare? Păi că era în genunchi, ceva ai făcut tu acolo. Poți să schimbi salvarea că te-a mușcat câinele, n-ai... Nu te omorât practic. Câinele nu te omoară din două mușcături în viața reală. Poți să schimbi salvarea. Sau poți să pui pe cineva, eu știu. Ce trebuie pentru mod? Să donezi, bă, la membru de 100 de lei dau moderator. Te pup, Mario frățior, te pupă, fratele. În rest, pe donații nu prea dau. Da, dau pe activitate, da, da. Da, frate. Băi, băi, nu știu de ce, nu știu. Cine e câinele? Câinele? De domnul Franco? Da. Bună seara. Bună seara. Mulțumesc pentru prezint o generație. Brigada asta nu dau nicio licitație. Da, bună seara, domnule. Nicu Sir 7 a donat 1 euro. Ce ora vebe cu staff să votez la mine Anban? Sunt eu acum ingera cel mai bun siharnic munca. Da, o să vă... Mușcă spui pișeama și pe ăla. Că miroase urât. Încă o dată, mai mușcă pe urât. Nu. Bă, fii câte mai cărțelul. Bă, ce rău e. Nu trebuie să-i se mișcă pe bară. Da, frate, hai spliff. Bă, ce mușcă cu capul ăla. Nu stați așa un pic. Nu am comenzi din astea mari, n-am de astea. Nu știu ce e mâine.
Stați așa, unde pula mea e? Hai că te aștept să-mi spui dacă vrei mașina. După milioane, povestea... Micușor, următoarea donație să fie cu ID-ul. Glumesc, mă, zi ID-ul tău. Zi ID-ul, Micușor 7 Gaming. Salut, Emi. Wow. Ce mașina asta, mă? Bă, dar nimeni de la mine, mă. Spliff, ce ai făcut, tati? Ce ai făcut, tati? Haide, haide. Bună, bună, Nati, te pup, bine ai venit. Ăla, de-aia l-a omorât. Păi îl aștept pe Elvis. Hai, Spliff. Subscribe la NEP! Ăștia vorbesc că mărfă de bani, dar arată-mi faptele și cu ce te scuți, doar arată-mi dinero. Că poeții care venta, pam 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 pam, facem pieta. 200 se duce cu meta, nu știu ce vine a scos frecventa. Nu, apă vede. Doamne, ești pula mă, taci, te-a învățat să conduci. Cu mine vorbești, mă? Bă, la ce mă, ești la volan, tu? Ce au ăsta? Go medic, mai ai acolo, în față, pe alea și n-a te-a venit. Go medic, aici, în față. Pune masca, fără masca nu te recunosc. Ce, ce? Dacă am dat la asta două roze tingure, că au venit și-am luat morții în pulă pe la lume pe aici. Băi, ai zis ceva de câinele meu? Eu? Da. Nu, dar de ce eu, băi? E pup sau ce? Tu semeni la voce, cu unul de pe aici din oraș, cu Staniol semeni la voce. Eu? Da. Ce faceți, băi, nebunilor? Băi, lasă câinele jos, că te iau și te frec. Eu, că-i telușul. Mușcă! Bă, ce faceți, băi, nebunilor? Măi, cățăl! Hau cu vorbi, iau, miau! Ți-am dat! Dar asta e epoc sau ce e? Place achiziția ce e? Cățăl frumos, ce frumos ești! Îți place cățelul? Ce era să-i, mă? Da, îmi place! Cum te cheamă? Da, ce era să-i, mă? Pag, bă, nu? Alia! Păi e Alia. Mic, e Pag. Da, da, știu de care, da. Și câți ani ai? Sunt copilul lui Hamid. De la desfore. Da? Și câți ani ai? Și ceva model mai mare, mă. Câți ani ai? Nu mai vorbești. Nu am mai vorbit, gata. O să intru și eu în orașul vostru. Ia-o. Băi, ce vindeți, mă, pe aici? Ce vindeți? Nu mi-ai zis câți ani ai? Te câine frumos. Eu, Senone. Un ce clasă? 4 ani. Mulți înainte, mulți înainte. M-auzi? 5 ani. Mulți înainte. De până dimineața, mamă. Uite-mă aici, aici. Bună dimineața, mamă. Mulți ani. Băbuță. Bă, chelie. Mamă, am fătă. Bă, ai de cap. O, Elvis, ce faci? Să mă și te rog. Nu, nu. Elvis, ce faci? Ce mă, Simon, pe chelie după noi? Poftim?
Ce faci? Gura mătii de câine. Să-i suși pula și du-te, băga mea și pula în rasa mătii de sclavete. Omoară-l spriful-i morții lui măsa. Mă mușcă el pe mine, mă, că mă doare da? Pe te mușcă el pe tine, mănâncă-l spliff, băga mea și pula. Bă, vezi că ți-a călcat câinele, mă, că. Păi, na. Spliff! A dat peste spliff, a dat peste spliff. Bă, băga mea și pula morții voștri, ia să se-mi bag. Ce fula, a dat peste spliff ăla cu 80. Dă-te că te bași pe tine, dă-te, dă-te, dă-te că-s nervos. Dar nu pe ăla, nu ăla l-a călcat. Lasă că l-am văzut când dădea în el. Dar vedeți că unul cu F-18 alb a dat peste el. Asta ai odată, nu mai te da. Iubiți animale. Au, nu mai da, nu mai da, nu mai da, nu mai da, mă, au. Nu mai da, stai să-ți dau, să nu mai înjur câinele. Să-ți dau să nu mai vorbești urât de câinele meu, mânca mea-i pula. Mușcă-l. Lasă, așa, așa. Hai, hai spliff. Hai, tati. Bă, ăla-i prost, îi dau un pumn dacă mai vine, mă. A scăpat greșeală. Bă, ce pula mea coaie? Nu știu. A, uite-te. Ok. Ce-a făcut vreun rău? Fantomele, mă. Mă, pânzi. Spliff, nu-i voie, tati, nu-i voie, nu-i mușca. Ia-o-te bă, bă, căluțu, căluțu. Hai vin încoa. Hai zi mă, te-au acasă. Hai. Uite, uite, uite. Îmi pare cunoscută, da, da. Asta-l mă-mi place. Hai, Spliff. Spliff, ce faci? Bă, vină mă aici să... Geantă, vină mă. Bă, dar duceți-vă, bă, mergeți că vă dau somn dacă mai veniți după pula mea. Vă dau somn, să mor eu. Mergeți în pula mea, lăsați-mă, sunteți nebuni. Poliția. Bă, Franco, ăștia sunt nebuni, m-au ajuns să foarte se nebun, câine, mă, băi, să te ia, jur. Bă, răbun, pic de bine. Ok, ok. Aici. Alo. Bă, ce dracu, să fac... Mulțumesc pentru donație, o mână sus, respect, agitație. Repezit, reprezint o generație. Brigada asta n-o dau nici la licitație. Nicu Săr 7 a donat 5 euro. Te pup Albina Potisa Visa Cantampalarei de Mata Sesiuna Braza și Magaliga. Mă, Magaliga, te pupă fratele Nicușorulus. Ce faci, Nicușor? Te pup, Sena, te pup. Ce faci, Nicu, tata? Păi nu, Andreea, ce zici? Ce ziceți? Măgăliga! Pe frunte se face baltă sub tine, așa că hai, mai bine. Băi, care n-aveți treabă aici, nu puteți să... Zi-mă, băi! Să plecați. Mi s-a pună lumea. Mai ai vreo treabă aici? Asta cu stația în mână. Ce? Băi, că-mi bag pula în stația ta. Au, nu. Na. Ia uite-l bă, ăsta dintr-un pumn s-a dus, mă. Atât duce, mă, atât duce. Doamne ajută. O să-l învăț pe Spliff să tragă cadavrele departe. Băi, bă, m-a auzit focuri de armă? Nu știu. Și ce ziceți, fetelor, ce faceți în seara asta? Bine, tu? Nimic special. Băi, te-am vorbit cu tine, mă, fătălăule. Gata, fie, gata. Păi du-te-n pula mea de aici dacă nu te-am băgat în seamă. Cauți anturat sau ce să înțeleg? Și agresiv suntem în seara asta. Păi toată lumea vine, nu știu ce câine. Ia ziceți, fetelor, ce faceți? Nimic, stăteam și ne pe aici. Am zis să vă scola un cico. Păi nu, că nu vezi că mai trebuie să mai stăm puțin și o să ne bage tati în casă. Ne mai lasă mai stăm afară. Păi unde? Păi mergem la mine, nu trebuie să stați afară. Păi nu, putem, că ne așteaptă acasă. Las. Păi iar ne pedepsește și nu am chef. Uite, vorbește de Elvis, zice că sunteți... Nu ai nicio șansă. E, nu ai nicio șansă, nu, că la minții l-a chemat chestia ta și m-a prins cu Iobi. Vorbesc cu Costel, se rezolvă. Și cu Costel rezolvi, nu-ți fă griji. Deci nu-ți fă griji, vorbește Elvis. Prietenul meu de băutură. Îți garantez că nu-i nicio șansă. E nicio șansă.
Nu există. Îmi vorbește telefonul și n-am ce să fac. Păi lasă că lăsăm telefoanele aici, undeva, în mașină. Nu pot, că o să vine să verifice și n-ai, e imposibil. Te tragi pe cură. Zi mă, sora mea, zi. Ce, am dreptate sau nu? Puțin. Facem cum vrei tu, se pare mie, Elvis, sau se trage pe cură? Se trag pe cură, nu știu cum ești de la noi din familie, că ești de la noi din familie. Da, nu, dar serios, acum zi tu, Magda. Dar n-arătăm bine în seara asta, ziceți rău. Păi n-a zis nimeni că arătăți rău. Tocmai de asta v-am și invitat. Nu, serios, eu chiar acum pe bune. Te pup, Cozare. Nu mai stau urgent, da, aia. Staniol. E o prietenă acasă și de-aia. Nu, nu imediat îl aduc pe Staniol. Imediat îl aduc pe Staniol, că am înțeles că îl căutați. Care din voi? Din câte am înțeles, domnul, cred că Andrei îl caută. Da, chiar vreau să vorbesc cu el. O să apară și el în vreo jumătate de oră. Și el tot m-a întrebat de tine, tot m-a întrebat de tine. Mulțumesc pentru donație. Dacă reușești să fie. Noi cinjezi cu tot cu taxe de la băiate. Madalinita a donat 2,5 euro. Respect tot ceea ce faci. Ți-am lăsat un mesaj. Da, mă, n-are bani de digaș. Cu o melodie pe un intro. Am zis că o ajut, dar nu vrea, nu. Mai dă-mi un punct acum. Trebuie un bărbat să o îmbrace. Că s-a fi dus mesajul dacă ai dat înainte. Mai dă-mi un punct. Ce ai, mă, cu mine? Ca la mine acasă. Te schimbă foarte mult cu lucrul ăsta. Sorry, sorry. Nu, mă. Păi pula mea, toată lumea îmi întreba pe high staff, pe chair staff. N-a fost cu intenție. Ți se pare că arătăm șlapi? Pare rău. Dă-i un pupic și te iartă. Că? Cum ai zis? Hai, Dudu, dă-i un pupic. Ți se pare că arăturăt așa gen în șlapi? Mă, acum, Republica, nu se asortează foarte bine pantalonii de trei cu șlapii. Dar nu-i rău. Rău nu stă. Nu te supăra, ce care acolo. Acolo. Dar chiar îmi te doresc spatele cu geanta aia. Ai fost la sală, nu? Da. Înțeles. Mă, mai pierzi în buric sau mi se pare? Are. Băi, ești nebun. Te-a durut? Și mai jos am auzit că are. Mă, na. Așa am auzit că are și mai jos. Ai auzit sau ai văzut? Nu, așa am auzit. Dar la cine? Nu, de la fel și fel. Fel și fel de oameni. De la Staniol am auzit. Acum nu știu dacă e adevărat sau nu, dar... Aveți sau? Nu. Aveți, domnișoară? Nu. Pierzi în buza de jos. Acolo unde nu răsare soarele. Ce îi spui? De ce plângi, tati? Claude, dar te văd așa, cam tăcută. Ce sunt întâmplă cu tine? Ia. Hai mâinile sus. Luăm și pleacă cu noi. Ce mâinile sus, băi, îi răp în cură, că-mi pun câinele să vă muște. Bă, te împuși dacă mai mâinile și gândești. Hai mâinile sus. Spliff, tati. Reinul, tu ține-i că... Futu-ți câine! Dă-i câine, dă-i câine! Bă, mă, ta, drăg! Pucă-mi ești la... Bă! Unde pula mea e ăsta? Nu, ajută-mă, mă doare piciorul! Ce pula mea a făcut? Mă spart, eu n-am vrut să scot pistolul, vezi, să trag în ei, dar ăștia sunt gunoaie cu arme, băga mea și pula rasa lor. Că puteam să-l împuși, dar am zis să nu trag. Că nu era scopul să ne împușcăm. Tu nu știu de ăștia cum morților vin și ne iau de la CNN când sunt sute de oameni aici. Băgă-mi și pula în roleplay-ul mamii voastre să-mi bag astăzi. Pișama-și pe roleplay-ul vostru. De 2 lei. Spliff. Mă, cățelul, ce de voi mi-ați omorât cățelul, mă, a murit cățelul. Să le bag pula în gură. Chemați ambulanța pentru cățel. Să le bag pula în suflet. De gândaci. Fantajează-i lăpuța, Andreea. Fut-vă în gură să vă fut. Sunt hitmen, băieții, să iau un pulă. Spliff,
Să-mi bag pula morților de acum încolo. Să nu vezi ce le fac de să vezi de acum încolo, băga-mi și pula morților, să vedeți ce ți sparg pe hitmeni. De acum încolo futu-vă în gură să vă fut de sclaveți. Dacă nu vă arată băiatul, băga-mi și pula în gurile voastre să vă umplu în gură. Să vezi ce vă fac eu vouă la hitmeni. Băga-mi și pula în voi să-mi bag. De târfe. Da, mă, gunoaie, am văzut că tot pe burtă, tot aiurea. La tot se ridica, se pune înapoi, mă piși pe ei. Exact, hitmanul nu vine să te ia, băga mea și pula morților de la 1000 de oameni ăștia. Bă, Schetu, ia vină mă pe Discord un pic, mă, stai așa. Ia vină un pic pe Discord, frate, ia stai așa. Vă pune mea piesa, că-mi place tare de tot. Ia vină un pic pe Discord să te sun. Ia vină un pic, să vezi ce ți arunc în aer acum pe toți. Stai așa un pic. Stai așa un pic, asta e roleplay, ia vino pe Discord un pic să discutăm schimbul. Decizia. Că mie nu, stai așa că dacă calculăm un pic, deci. Calculul stă în felul următor. Bun. Auzi, pulă. Stai că eu nu te aud, că văd că e pus să aude pe altceva. Din afară de ei, nu poți să scoți armă. Și deci fii atent aici. Treaba stă în felul următor. Cum vin ei să te ia când sunt încă 20 de oameni în jură? Adică da, mă, da, asta nu ar trebui să hitmanul să fie silențios. Să fie prima cel chestie. Mai silențios. În pula mea, nu vii tu când mai ești atâția oameni acolo și n-ai treabă cu ei. Bă, hai să iardem acum. Hai să iardem acum. Băi, stai, chemăm un că stai, mă, un pic. Hai că arăți mi-o făcut. Hai să arăți mi-o făcut. Să mă bată mama că a rămas prost. Ia să văd. Nu, mă, ce înseamnă asta, mă? Snowy, băi, Snowy, tu ești prost? Tu ești retardat? Să vezi ce te arunc în aer. Dă-i. Fii atent, aici l-am văzut că n-avea arma pe mine și am zis să-i dau la mă. Deci mi-au făcut tot, o dat rol cu aia ca să nu mi se facă mie animați. Da, mă. Și cu aceea mi-au dat și m-au omorât. Da, deci mă. Efectiv aici era mort. Deci aici era mort la faza asta. Spliff i-a dat leg-ul ăsta. Deci fii atent, Spliff i-a dat leg-ul ăsta. Ăsta era down și-a mai rămas ăsta. Am văzut că n-avea ținta pe mine. Am scos cuțitul și când să-i dau cuțit. Da, mă. Și-a dat rolul cu aia. Este bagă buz. Da. Și la fel, uite câte persoane erau. Păi bă, uite-te câte persoane aici și uite-te în stânga noastră, da? Uite-te, da, uite. Uite-te ce e acolo, frate, uite-te ce e acolo. Da, men, da. Ei, mă, să ne ia de aici, și vin, și vin și două persoane. Ia cheamă, unde-i Snowy? Bă, nu știu, dar ar fi frumos să se ocupe altcineva de tichet. Eu știu. Da, hai să se ocupe altcineva, da? Altcineva de tichet, da. Au venit să mă bată la două persoane, eram... Da. Eu chiar vreau să fie tichet aici, să mori dacă nu. Și pe cine? Păi nu știu, hai să cineva alegem. Cineva la tichet. Da, ia. Nu, serios, că pe ăștia nu-i las. Dacă calculezi un pic ce-ori făcut aici, nu-i... Da, mă, da, clar, da, clar. E ferul, pe că n-ai face asta în viața reală, adică nu te expui atâta. Nu, tu ca hitman, în primul rând, nu te expui. Nu vii să iei oamenii de la CNN de acolo din parcare, când, bă, dacă eram doar noi, da. Adică, păi da, mă, da, de asta au fost îți permiși ca ăștia din hitman să ia din Green Zone, da? Nu? Chiar dacă s-a tăiat persoane de față, tu iei din Green Zone, că, adică, na, uite, zicem, uite, dacă eram mai OP și n-ai ce să-i faci, că vine și te ia când vrea pula lui, de unde vrea pula lui, cu oricine vrea pula lui lângă tine. Asta e fara, știi, nu, nici chiar. După aceea, dacă săreau alții, nu, că e alianță, asta ar fi zis, nu, că sar alții alianță, păi... Exact. Căcat. Nu, mă, nu a fost ok. Bă, și eu chiar m-am ocupat, adică eu am și zis, bă, hai să ridicăm mâinile, am ridicat mâinile când au venit, am înțeles. Eu nu înțelegeam ce caută ei acolo, eu sincer zic, nu înțeleg cum ne-am înțeles. Au avut contract pe noi. Păi bun, și nu aștept să plecăm de acolo deloc. Păi, aparent, uite, cu toată, deci, erau aici 30 de mașini. Aia zic, frate, uite de ce e acolo. Venit, uite, ce are, mă? Tai să se facă tichetul, nu vine. Da, mă, da, știu că nu e ok. Îl chem pe Cosminel, nu? Ne vrei. Mergem frumos pe suport, îi chemăm.
ca niște jucători normali. Exact. Hai pe suportul 1. Bun. Mosminel. Ia zi. Avem o reclamație. Știi ce? La mine? Nu. Tu trebuie să o rezolvi. Ah, hai. Avem tichet. Noi nu putem să o rezolvăm că suntem parte la tichet. Oh. Bun. Mi s-a făcut o nedreptate. Mi s-a făcut vor. Pe mine unul chiar, da, chiar mă. Costese o carnețelu. Ha, mor. Stăteam și noi frumos cu un câine și trei fete la o vorbă. Bun. Patru fete, pardon. La CNN, în parcare, unde erau foarte mici. La CNN de vorbă, roleplay tot frumos. Da. Bun. Bun. Hai că vreau cumva să dau să se vadă câți erau pe lângă noi. Uite, ei s-au văzut puțin. Deci, gen... vezi aici, da? La CNN. Lumea era, știi? Da. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus green zone, multe mașini plus acolo. Da. Dacă își permit, da. Bun. Noi eram, ține minte că eram oarecum 5, adică eram, suntem 4 din Mafia Group Street și 2 fete care nu sunt mafie. Suntem 6 în total, pardon, 6 în total. Sunt civile? Bun. 2 civile și celelalte 2, uite, fetele astea 2 din groove. Bă, și fetele astea două în grâs civile. Da, uite-i pe ăștia pe lângă. Da, mă, și uite după că au mai venit. Bun. Te-ți dau exact când vin. Bun, aici cred că au venit ei. Și au venit hitmenii după voi? Da, au venit hitmenii după noi. Bun, și de aici îți las filmarea că... Uite, ăia doi. Deci doar doi. Și uite câte persoane erau. Ok. Plin de mașini. Nici nu putea... Uite, au mai venit și ăsta. Adică plin de lume, mă. Te văd așa, cam tăcută, ce s-a întâmplat cu tine? Ia. Ai mâinile sus. Luăm și pleacă cu noi. Ce mâinile sus, băi, răpă în cură, mâinile că-mi pun câinele să vă muște. Țin-o în fier! Plim, tati! Reinul, tu ține-i că... Putu scrie, da! Îl împușca, mă. Ai observat cu aia că a făcut bagabuz? Adică, părerea mea, eu așa zic, acum, nu, dar ideea e că, uite, deci, n-avea arma pe mine, că, uite, o tras în ăsta, l-am văzut că încărca, de fapt, nu l-am văzut, dar, efectiv, m-am întors, am văzut că nu, căcat, am văzut că nu avea, și am dat-o, și i-au dat rolul, păi. Treaba asta în felul următor, ți se pare normal să vină doi hitmeni, să ia oamenii dintre atâția oameni? Prea adică, multă lume, prea mult public. Nu-i nicio, nu avem, eu știu că hitmenii, bă, trebuie să fie cât mai silențioși. Trebuie să nu știe lumea cine sunt, trebuie să nu fie ei într-un pericol, nu? Pe ei ce-au făcut aici? Eu durut în pul efectiv de locul, de cine îi, de câți, ei doar să-și facă ei. Da, să ne ia cât mai repede, dar nu a fost deloc silențioși și noi adică eram la fel, eram 4 din mafie, au venit 2 oameni. Și locul, pe mine mă deranjează cel mai mult locul unde suntem și ce lume e în jurul nostru, da? Am înțeles, mamă, normal ce mă băgați voi pe mine. Normal să vină hitmenii să ia așa, după părerea ta. Bă, nu prea, nu. Dar sunt prea mulți aici, sunt... Era full. Mă, și au venit doar doi, adică... Da, mă, decât doi în green zone loc. Bine că au voie de aici. Au voie în green zone, da, asta am zis și noi. Prea multă lume, adică... Până la urmă, toată lumea asta, dacă vedea ce măgării fac ei doi, putea să scoată toate lumea armele. Exact. Și atunci se numea alianță. Da. Și ilegalități în green zone. Da. Că civilii mă clăținau voie. Da. Da. Bun. Dar pe mine m-a deranjat asta, că aici... Și ce s-a făcut aici, frate, că nu prea... Adică... Unde se încadrăm? Ceva trebuie rezolvat. Păi eu a zice că e fair roleplay, pentru că n-ai face asta în viața reală, corect? Asta e fair roleplay. Băi, când regulamentul le care permite, regulamentul le-a permis să facă mizeria asta. Păi nu, problema nu e că au luat-o din green zone, problema e că ei trebuie să fie hitmen, trebuie să fie asasin silențioși, na, pula mea, și n-au fost deloc silențioși, adică au venit de câte lume aici. Nu, au venit efectiv cu în pulă. Adică cea mai mare, da. Tu să-i vadă toată lumea. Tu în viața reală n-ai face asta dacă ai fi hitmen, presupun acum că nu-s hitmen, da. Logic că nu vezi
i-o luat din mall sau na, dintr-o parcare cu încă 20 de oameni pe lângă, știi? Da, bă, dar nu înțeleg cum vii aici, mă, să iei lume, când, cum vii să iei pe cineva când sunt atâția oameni. Dar e mereu, ei mereu, să n-auzi că au venit, deci au venit băieți la mine cu reclamații, hitmenii vin cu autobuz aici, Nebi, deci ia cad într-o baltă pe toți de aici. Da, mă, cu autobuzul și ia cad într-o baltă la pescuit aici. Hai să-ți arăt unde auzi, zice că e metod, ok din Green Metod zone. Care e matur, eu l-am văzut că e matur, auzi, zice, oh, asta e de mult cu hitmenii. Când au nevoie de o statici, vin direct la CNN că nu sunt mulți. Autobuz cu tot ce le trebuie. Nu. Bun, ia, uite-te. Uite, dacă eram aici, nu știu, un loc mai retras, chiar dacă eram în Green Zone, la fel, eram mai retras, veneau, ne luau, nicio... Dar au venit exact, acolo, unde frate. Uite câtă lume e, uite, se vede pe clipsuri, uite cât sunt. Sau aici, știu, dacă eram, bă, nu zice, că nu problema că ne-au luat din Green Zone, dar ne-au luat atâtea persoane de față. Nu, problema asta în felul următor, un pic o să se schimbe niște lucruri la hit. Nu, trebuie să schimbăm regulamentul. Neapărat, uite, dacă lumea zice, nu e ok. Hitmenii abuzează prea mult de Green Zone, abuzează ca o posibilitate de a lua din Green Zone. Exact. Adică dacă toată lumea are părerea asta, e clar că ei așa fac și că îi doare în pulă tot timpul. Ei vin cu autobuz, frate meu, aici. Da, mă, se uite câte persoane ăsta. Da, uite și aici, pulă, uite. Cam, exact, și gândește că vin cu autobuz și ia jumate sau majoritatea de aici. Adică păi oamenii vin aici la relaxare, la... Păi dacă așa vin să relaxeze, la povești, la alea. De-aia am aici să mor eu, știi, la pula mea, am venit mai schimbăm o vorbă. Vin cu autobuzul. Eu sunt curios, cine a pus contractul și care e scopul roleplay, că tu ca să pui un contract îți trebuie un scop roleplay, că nu eu pui așa contract rău. Eu la mine pe live voi aveți și vrei beef să mă ia. Cu Crips. Voi aveți beef cu Crips, nu știu ce aveți. Da, dar nu cred că au pus Crips-ul, aia zic, că nu am văzut Crips. Nu, și acum problema este cum a venit contractul. Ce-a spus? Cine și cum? Toți care m-au văzut pe mine fără mască, i-am omorât și ieri, am pus noi hitmen de ei, am omorât pe aia, deci nu știu cum, care e ștou-ul. Păi hai să chemăm hitmenii și să vedem cine a pus contract pe voi și în ce fel și care a fost sus. Da, ia să-i chemăm. No? Da, da. Da, da. Ia. Cum îi cheamă pe hitmenii aia? Reynold și Reynold mai era. 13002. Deci. / ID Reynold. Așa, 13002. Și cine a mai fost? Și Snowy. Snowy. Și / ID Snowy. Snowy. Bun, ăștia doi. 13002 și 10629. Albinuță. Ei, dat am balonii cu da. Salut. Te pup, Nicușor. Cântăm felăghia? Nu acum. Avem treabă, Nicule. Aha. Pum pe mult, vine. Da. Bă, ideea e că n-a. Acum fiecare cu... Intrați băieți. Păi. Da, mă, dar cu aia de eu băgam aici, dar odat s-o folosi că, în mod normal, n-ai putea să faci treaba asta. Vine unul cu cuțitul, tu te dai în spate și te întorci. Căcat. Da, și asta e mizerie. Îi băgai clar cuțitul în el. E mai vulnerabil. Au intrat? Ați intrat, băieți? Da. Bun, spuneți-mi și mie cine a făcut contractul ăsta și toate detaliile care le știți. Stai așa, Lucifer. Ce? Lucifer. Lucifer? Da. Dar n-a fost contract, a fost contract de răpire ostatici la bancă. A, și da. V-ați gândit fix pe noi? Fii atent! A, și v-ați dintre toți, stai un pic. Nu, dintre toți eu ne gândesc pe noi. Stai așa un pic. Da, mă, auzi, pula. Deci, mă, ei, deci, bun, deci voi așa faceți când cineva vrea ostatici, veniți și luați de la hit, de la, din parcare, nu? Stai să spun de ce, voi erați mai retrași, erați cei mai depărtați. Frate, te ia de înapoi un pic, ia dați filmare, ia uite-te acolo ce retrași, uite-te câte lume care vă vede când veniți, pe lângă ei treceți.
Salutare. Adică ăsta filmul uite-te. Vostru, uite, să luați. Uite de ce e aici, eram retras. Mamă, era, retras, da, erai cât mai departe. Era bă, 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 bă. Deci, bă, stai un pic, deci voi nu v-a pus nimeni de fapt să veniți pe noi. Și dar voi no, asta faceți voi de fapt veniți și luați. Bă, a venit că te știu pe întâmplă? Tine, nu, na. Da, știi ce se întâmplă aici, știți, nu? Băi, pentru băi, asta vedeți că e gravă. Dați-mi un motiv bine întemeiat. Dați-mi un motiv bine întemeiat de ce tocmai la ei, dar bine întemeiat, foarte bine întemeiat. Unul care era cel mai departe, au zis. Ți-am spus, erați cel mai departe. Care departe, vorule, că erau toți la fel, unii lângă alții. Care, departe de ce? De ăia, de-n partea alaltă. Asta nu e scuză, mă. Deci stați așa, că erați cei mai îndepărtați de toți. Băi, frate, dar tu fii atent ca Hitman în viață. Fix pe ăștia unde vezi că e foarte... Uite, nu luai pe... Uite, bă, pe ăștia doi, care sunt mai departe. Problema e alta, bă, boss. Problema e alta. De când pula mea ne permitem noi să venim să luăm oamenii care stau liniștiți, mă, la Siene, nu? De când ne permitem... Nu. De când pula mea, cine v-a zis vouă, liderul, v-a zis să faceți asta? Liderul nu ne-a zis nimic. Autobuze, aha, cel mai tare din parcare. Noi ne facem contractul. Dar cum vii tu să iei fix din parcare de la CNN unde cei mai mulți oameni să-ți permiți spune, fix de acolo spune. Să vii să iei? Adică pentru că atât de simplu, bă frate, care mai vorbește peste mine, îi dau bani. Sorry. Bun. Deci, vouă vă place să aveți totul pe tavă, nu? Unde cei mai mulți oameni, 100. Păi hai să luăm de acolo, că noi oricum suntem hitmen, nu? Sau cum pula mea vine asta, mă? Că eu știam așa se face roleplay-ul. Mergi și iei și tu din locuri unde nu te vede cineva, nu? Nu fix de la CNN vii și ție o statici. Că cine pula mea, bă, credeți? Pentru Evi, asta... Ca de la baltă. Bă, da. Uite, eu sunt co-leader Hitman, dacă pot să vorbesc și eu cu băieții mai puțin, să vă zic. Câți oameni erau în parcare la CNN în Green Zone? Foarte în jur de 20, da? Foarte mulți. Aproximativ. Mulți, frate. Mie din Hitman câți erați acolo? Doi. Bun. Vă uitați bun, puțin. Stați un pic. Schetti, 2 secunde. Prima regulă din contracte. Lasă-l un pic, Schetti, lasă-l un pic. Schetti, bun. Hai să vedem. Bun. Deci, când ați intrat în Hitman, hitmenii mei prețioși, ați avut o întrebare. Dacă ești cu un coleg la un contract și ținta pe care trebuie să răpești este înconjurată de mai mulți oameni, ai voie să omori oamenii din jurul lui în scopul îndeplinirii contractului sau ai voie să intervii atât timp cât voi sunteți în inferioritate numerică foarte mare, să vă zic așa? Vezi? Nu. Bun, și atunci dacă voi sunteți două persoane și în zona aia publică care voi știți că nu pot să facă nimic, da? Pentru că este green zone. De ce vă duceți 2 versus 30 de oameni acolo? Doar pentru faptul că știți că nu puteți să faceți nimic? Și s-a dus și fix pe ei, mă. Da, mă, problema e locul. Mie, pe mine mă deranjează cel mai mult că ei vin și iau statici de la CNN, care oamenii poate vin să discute, să facă roleplay, să... și tu îi fuți efectiv în gură. Ia-i frate pe aia care vând droguri, care merg să livreze, du-te acolo și stai. Și de acolo i-am pula mea, nu de la CNN, eu așa-s de părere. Ideea asta în felul următor. Nu s-au greșit că s-au luat persoane care au stat în parcare, ci s-au greșit prin pur și simplu fapt că erau 20, pentru că voi erați puțini. Să vă zic așa, ei erau 10, voi erați 6. Da, putea să faceți chestia asta. Dar atât timp cât voi a fost 2 și acolo erau 30 de civili, să zic așa, clar nu a fost ok. Hitmanii mei, da? Da. Bun. Deci chestia asta... ar trebui să vă cer scuze. Chiar îmi cer, adică... oricare ați greșit, în primul rând. Și adminul care a venit la tichet sau cine se ocupă de tichetul ăsta să vă sancționeze, rămâne la alegerea lor. Și o să fiți sancționați în facțiune. Asta e clar. Păi problema este în felul următor, că nu putem să găsim o încadrare la ceea ce ați făcut. Da, exact. Decât fail roleplay. Și fail roleplay-ul este și cu Orn. Da, cine se ocupă de etichetul respectiv, să ia decizii, Hitmanii într-adevăr au greșit, nu trebuia să facă chestia asta atât timp cât erau în inferioritate numerică. Prin regulament, într-adevăr îi admis să faci ilegalități în green zone atât timp cât ai un contract, dar nu în situația de genul. Nu situația de 2 la 20.
Ce zici tu aici, e o măgărie. E ok, dar ei n-aveau contract pe noi. Ei aveau contract să aducă niște ostatici. Ți se pare ok să meargă să iau ostatici la CNN? Nu, ți-am spus, dacă erau mai puține persoane... Și dacă erau, bro, eu tot îți de părere că și dacă erau mai puține, nu te duse ei de la CNN tu. Da. Atât timp cât îți cere cineva ostatici, nu iei din Green Zone. Asta regulă pusă acum, o să apare regulă. Acum regulă rog, băgată, bro. Când ce înseamnă, caut, te rog. Deci okay. Nu vi se pare înseamnă normal, la, bro, că la contractul voi, de... Scuze. Zi. La contractul de răpire ostatice se interzică ilegalitățile în Green Zone. Exact. Contractul de răpire ostatic mai normal. Poți să fie ca orice alt contract, gen răpești ca și oricine altcineva. Nu profiți de Green Zone, pentru că într-adevăr e chestia asta, adică e foarte over și power. Cum ai pe tavă, știi? Da, e power, da, power, da, că nu le-ai dat nicio șansă. Da. Mă, dar și pentru când ne schimbam pe noi. Da, mă, când ne schimbam în Green Zone acolo la lângă primărie. Primărie. Bă, de fiecare dată numai până noi ne luam, mă. Da, din magazin direct, da? Da, mă, iată magazinul, iată în Grinzo, astea nu. Dar mai ales când am auzit că luați cu autobuzul, mă, dar serios, mă. Da, ești, nu mai intru în oraș, mă, pe toți, aiurea, astea sunt aiurea, frate. Da, mă. Da, frate, ca de la pește, ca te duci la bancă. Da, mă, nu mai intru în oraș, dacă se întâmplă așa. Cine urlă? Cine urlă? Mereu, hitmenii vin cu autobuzul la sine, ce ia? N-o să-ți, n-o să-ți. Stai un pic, cine a venit cu autobuzul să facă contract cu autobuzul? Păi da, numai și eu am luat. Dar nu știi, dar nu știi că se mai întâmplă chestia asta, frate, că așa e acum, așa e la modă, frate. N-am văzut filmare înspre, dar am auzit vorbe. Nu, no, mi se pare că se întâmplase cu când a dat Crips, jaf de bancă, când nu știu ce-ți spus statici. Băieții mei, în cazul ăsta, mâine o să avem o ședință de urgență, aparent. Ok. Și o să discutăm toate chestiile astea, o să adăugăm niște reguli noi, da, o să vorbesc și cu un faction manager. Important e asta, cu Green Zone să nu. Ostatici, când ai voie, nevoie de ostatici, nu iei din Green Zone. Da. Adevărat. Bun, un lași că la reclamații... fac două, ne dăm sancțiuni, da sau nu? Bă, eu zic că da. Bă, stai, stai. Nu, corect, corect. Corect. Poate pula mea ar trebui dată, că corect. Da, a stricat nesimțire acolo a fost. Da. Nu. Se lasă cu capete tăiate cu morș. Nu, nu ai voie. Bun, sigur iertăm. Da, dă-le numai, dă-le numai mingerul, dă-le tichetele. Salut. Bun, o să vă trimit în gel, băieți, vreau și cele două ID-uri. Fără urnă. Minele și mie mi s-a întâmplat la fel, te rog eu. Cine sunt hitmenii care au răpit din Green Zone acum? De ce sunteți toți aici pe canalul ăsta? De ce ești? Alo, avem o treabă de discutat. Băieți, ridicați o mânuță. Bă, nu o fac să uite mer la film, mă, serios. Era să... Snow ăsta și mă încă una, nu mai știu. A, stai mă, era Reynolds. Reynolds. Atât? Reynolds și... Voi doi ați fost? Bun. Bun. O să le dau checkpoint-urile pentru fail roleplay. Bun. Da, Emilia, acum da, uite. Nu mai știu cât e, 100 sau 130. Nu mai știu cât sunt. Da, așa, da, așa. Mă uit acum la sancțiuni. 60, doamne. Bun, 60. Bun, băieți, alte probleme, alte nelămuriri, alte întrebări? Eu o întrebare. Zic. Și pe mine m-a luat din sezon. S-a stabilit problema, altceva. Păi, dar tu ai zis o întrebare și n-ai zis o întrebare, bată-te. Ai o afirmație, brother. Da. Și o întrebare. Și pe mine m-a luat din Green Zone. Altceva. Are voie să mai iei din Green Zone? Da, dacă are contract. Pe tine, exclusiv, nu să pe mai tine, ai. Da. Dacă are pe tine, da. Dacă are contract, pe tine, da. Dar tot îi regula aia, tot aș vrea să aibă și un pic de grijă. Nu vii peste 10 oameni și lei pe unul. Știi? Să fie... eu cred că o să ai, eu cred că o să ai niște bifuri cu Costa. Eu? Deloc, deloc. E da. Chestii logice, să cum bine, adică. Să bine, să cer. Nu, da, adică... o să vorbim și cu Costa, pentru că și el se ocupă de facțiunea. Bă, 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 dar aveți cine de ce respect. Ha? O să zic și ceva. Bun, zi. Are voie să zică că mă ducă la gara și după aia să mă ia? Nu, e bait. Păi da, nu era vorba, Cosmin, nu era vorba că hitmenii au văzut folosesc cu bait-ul. Am o întrebare, de ce nu pot să cumpăr? Băi, stai un pic, stai un pic, e regulamentul intern al hitmenilor, eu nu stăpânesc. Cosmin, dacă m-ai întrebat dacă hitmenii au voie să facă bait, da, bă, nu da, știu. Au voie, au voie.
Dar bine, nu așa mare, gen, nu, cât să, na, să te scoate de acolo. Au voie să facă ce bait vor ei, adică să te facă să te scoată din safe zone, asta e ideea, pentru că în green zone au voie să facă ilegalitate, da? Alte nelămuriri? Dați o mânuță și vorbiți. Nu ți dau o mânuță. Cum dau o mânuță? Zici tu mâna sus. Bun, băieții, cred că tichetul mâinile s-a sus. Da. Că deja se pierde vremea. Nebi, da. Te pupă, fratele. Te pupă, frate. Hai, dați un like acolo că intru. Ia uite-l pe Nicu. Nicușorule. Cântă pălăria, ia. Da, Nicușor. Hai. Să intru in game să... Cântă pălăria, Nicușor, că te văd. Haide. Bun, băieți, eu am niște treabă, dacă mai aveți ceva, îmi dați un mesaj în privat și... Te pupă, fratele. Bine, aia. Salut, salut. Subscribe, Cosminel, like. Ia subscribe la Nebi, mă, ce vorbești. Nicușorule. Bă, mai nu iau link-ul de chestie. Nicușor, mă piși pe tine. Bă, Florin era ăla, fiți atenți aici, că îi dau poza avea. Dark 69. Mă, ăla-i pros, rău, ăla-i... Ăsta. Dark 69. A ieșit, să-mi bag piciorul. Dar ce zici? Nicușor n-a zis, las. Nu te gândi, Nicușor, nu ție. Nu asculta haterii, mă. Nu, mi-a zis mie, Nicușor, nu ție. Bun, cântăm, hai. Auzi, Nebi, din liniște, pot să scot din închisoară? Ia. Am multe minute. Bun, când pălăria? Da. Cântă. Bine. Busca. Pălăria, pălăria de mata să pione cu pălăria, pione cu pălăria, pălăria, pălăria de mata să pălăria, pălăria de mata să pione cu pălăria, pione cu pălăria. Ce placu e! Și acum aia cu... Aia la altă. Când o luai că... Hai, dă-i Nicușor! Dă-i Nicușor! Liniște! Auzi, ne pot să scot din închisoară? Aia... Nicușor? Din închisoare nu putem. Nicușor, dă-i așa, dă-i o dedicație pentru Red. Red? Regiu. Hai, îmbrăză-o luaică. Hai, mă, căroacă. Hai, îmbrăză-o luaică. Hai, îmbrăză-o luaică. Hai, îmbrăză-o luaică. Hai, îmbrăză-o luaică. Prieta mea și de mica lui de mare să e. Hai în brezoloică, hai în macaroane. Mersi, Nicușor, te pup, Nicușor, mersi. Și mie, și mie, și lui Juxeu. Și lui Nebi. Te pup, Nebi. Zilu Nebi, o dedicație de aia din inimă. Zilu Nebi, o dedicație de aia din inimă, că-l iubești. De Lucas Minore, o dedicație. Iași, stai că trebuie să ce fac. Eu am o... Opa. Aia, Nicușorule! Bagă-i una lui Nebi, lui Nebi, că știu că-l... Bă, Ardel! Da, mă, tu cosita! Ia-l-o, Nicușor, ai greu să moră familia mea! Gata, trecut dincolo. Nicule, cine era? Cine era? Zici cine era? E sorsa, băi. Gata. Da, gata, la liniște. Bă, dar e mic regulament aici la voi. Hai, dă-i pe tine, hai, rupe-te. Ia uite-l ce dă Nicușor, ăla-i Nicu. Ardel. Ăla-i Nicu. Wow. Auzi tu. Ia uite. Te pupă, fratele, snow. Ai. Ce se rupe. Arde. Zici că ești nebun. Stai să vedem ce scoate. Opa. Băi, eu credeam că era Dita mai inelu, mă. Ce mai aia? Stema antidrog, ce e? Iubesc. Cred că ăsta scoate inelu. Ce vede, dar mai departare. Ce e, mă, insignă de... Dacă ăsta vedea și înțelege. E Bitcoin, știam că e Bitcoin. Știam că e Bitcoin, mi s-a părut. Auzi, ăsta e bilionar, mă. Insignă de Bitcoin. Nu vă bate. Vezi, mă, ce înseamnă să fii YouTuber, frate, uite ce viața are. Cu Bitcoin. Auzi, stai cum scoate banii. Aaaa, mă.
Au, oh, mamă. Da, miroase bine. Miroase banii, miroase. Banii făcuți numai din... Nu-mi fie de pe live. Tu fericite omul că și-a luat în bani? Ia uite, parfumul din YouTube. Auzi. Ăla numai când ești bogat poți să le... Nicușor, dar cine era? Cine era aia ce a intrat? Torus, ai știu. Sorsa e. N-auzim, n-auzim. Nu te auzi. Nu te auzi. Cine? Ce? Au, mai bine, de ce nu pot să... Am 300 de minute. Imediat ce 300 de minute? Cine a intrat? Cine a intrat? Ce mă, din gel? Da, am gel, 300. 300? Da. Lasă, mai vine eu pe la tine. Hai, mai bagă și tu un dans ceva. Ia, distrează-mă ochii. E un parfum foarte bun. Ăla din Kaufland. Bă, taci, mă, mai noroc încă. Măi, Victor, ajutați. Salut, nebunul, mă. Am și o întrebare, dacă nu te superi. Ia zi. Bă, taci, mă, un tată, mă. Am și eu nevoie de puțin ajutor, dacă nu te superi. Iau-te-l. Cu două steca. Poți să, nu, poți să vii un pic pe suport 2 ca să nu ne deranjezi, nu ne deranjezi. Hai, mă. Are treaba aici. Ia zi. Salut, scuze că te deranjez. Nu-i voi de puțin ajutor. Ia zi. Eram astăzi la barbut și am dat din greșeală pe 2 milioane. Și eu când am dat pe 2 milioane, aveam doar 1.700.000. Eu n-am vrut să nu-i dau 300, că n-am vrut. Și mi-a dat bani pentru scam. Nu mai fac, frate. Promit eu, dacă îmi dai bani acum, te rog frumos. Nu mai dau în viața mea. Dar nu mai joci bine? Barbut niciodată, da? Nu mai joc, uite, promit. Nu, bine, îți dau. Ești cel mai șmecher om din lume. Bă, nebunul. Da. Am 1.7265 lei. Bă, da. Ești cel mai șmecher. Bă, nebunul, ești cel mai șmecher om. Acum trebuie să te duci să faci ca Nicușor. Nu mai joc niciodată. Am auzit că trebuie să faci ca Nicușor. Promit, nu. Promit în viața, în viața mea și pe... Ce vrei tu și îți mulțumesc pentru timpul acordat. Ești cel mai șmecher om. Pentru cât aveai bani? Este! Lisco, mersi mult! N-ai pentru ce, bro, baftă. Ești cel mai șmecher, să ai cea mai faină seară. Te iubesc foarte mult. Ești cel mai șmecher, te salut. Salut. Îl pe acai, mă, băiatul ăsta care-i cu... Reynold. Bă, l-am făcut fericit, bă, l-am făcut, mă. Vezi că ești pe mut. Cine? Reynold. Reynold, mă auzi? Nu, stai pe mut, ia. E pe acari, băiatul ăsta. Lasă-l, mă. Ia. Da. N-are nimic. Mă, stai. Oh. Chiar mă bucur că l-am făcut fericit. Ia, Nicușor. Spune-ne, Nicușor. Bă, Nicușor, dar ce e la spatele tău, un bulovan? Mai dă-mi plavă. Nicușor, spune-ne ce fac tal, mă. Fute-i o talpă 49 la cameră. Vreau stonă cu bărș. Ia, mă, ce mănâncă, mă, ce mănânci, mă? Ce bagea? Bărș cu carne. Dar vorbește-mă cu noi, nu mai vorbim pe semne, că nu suntem handicapați. Aoleu. Aoleu. A, s-a blocat. Poftă bună, Nicușor, poftă bună, frate. Bună. Dar n-ai știut niște pâine, nu? Ce bula mea, pâine, pâine îngrașă. Pâine îngrașă, mă, Nicușor, nu vezi că Nicușor e slim fit? Fă-i acolo, bă. Uite, mă, mănâncă cu apă. Am luat, da. Vezi că vine. Nicușor. Oare? S-a dus. Nu știu. Oprește-l repede camera, mă. Oprește-l repede camera. Cosmine, ești live? Zici că... Cosmine, ești... Vine la... Zici că e vine la... Ești live, deci. Intră în băsa în camera. Na, nu stă cu maică-sa, mă, stă cu sora-sa. Aia e sora lui? Da. Nu puteți, da. Bine, acum 4 ani era, acum s-ar putea să fie. Pământ. Băieți, să dați like la nebunul, să dați like la nebunul. Eu nu mă uit, Andrew, acum nu mă uit, cu Discord-ul. Mă, ce voce are, mă. Eu am dat like și... Care a vorbit? Care a zis asta? Și subscribe, și subscribe. E fiul meu ăla. Te pupă, frate. Bă, la pestora. E fitu? Da. Bă, schiți, când ne-a văzut pe ăștia, cum să-mi ții un ban? Eu cred că a dispărut Nicu. De ce nu... De ce nu merge camera? Nicușor. Nicule, vezi că n-am să-i dai talpă 49 la cameră, glumeam. Unde? De ce nu mai merge?
Încearcă să o deschizi. Oh, au intrat mulți persoane. S-a dat cu camera în cap, Nicule. Nu, 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 Nicule. Deschide camera. Deschide camera, Nicule. Ia să vă dau play la piesa. Să scoate briceagul, se face. Am piesa asta aici în cap de ceva timp, trebuie să vă dau play-le, după aia continuăm distracția. Ăsta scoate briceagul, se face că taie prin aer. Crede că a dat peste un lac, e peste un fraier. Al meu în spate are geanta plină de fiare. Nu-l interesează, afară-i place răcoare. Așa se simte la mine în pulă ca într-un iPhone. Îi dau ca Tony Montana lui Michel Pfeiffer. Sunt diferit, eu nu fac beef-uri pe live. Să nu cumva să ai prea puține dislike-uri. Lasă vrăjeala, lasă-ne și cu haiul. După palmă mănânc o lună cu paiu. Unde mai pui că bobița meu e pe boabe. Hai te se bag ca zombi ca niște babe. Fac o rachetă, trebuie să fac bani. Altă planetă aici mai va. Te pup, Sebi, tată, de mersi de sub. Să înțeleg că de-am triat. Apoi cu urmă zi nu ai bai. Teles Ok, rap, unii tu. Fii ce tu bie, din cine îl ghetto. Tu vii în dar ce-l tu, ora. Cu cipe, cu tot scurceat, frat, guess what. Ok, rap, unii tu. Fii ce tu bie, din cine îl ghetto. Tu vii în dar ce-l tu, ora. Cu cipe, cu tot scurceat, frat. Știi că nu facem doar rap, știi că nu facem doar trap. Uite ce avem în pet, nu stau pe nimeni să aștept. Scuze de mă repet, fac cașcaval de pe tel. Geamă numeul face cu un tec. Trag linii ca să dau linii, vecinii vin zilnic. În vizită să ne zică volumul la mine. Dar nu-i timp decât de încă un feeling. Primii zombie din industrie care și productiv. Vine inspirația, pleacă și nu se întoarce. Decât dacă ei la șuturi și la capaci. Unii le spun revelații, alții zic dragi. Orice s-ar întâmpla, toată lumea e pe paci. Cel puțin flash ar trebui să fie. Am născut deja călare pe o femeie. Cam atât a fost din PESOS. Adică păi să faci o cameră blocată numai ca să îi dai tu deoparte, adică care vrei tu. Faceți una, nu? Dar ce să faci diferențe, frate? Dar ce faci diferențe, pula mea, da? Am zis și eu în general. Pentru că când am intrat aici vorbeau de problemele lor, nu? Ce aici, nici nu vă înțelege. Eu m-am dus. Ne-am dus că am stat destul acolo, zic. Cum se cheamă melodia? Nu mai știu, că am închis tabul. Da. Ce? Da. Bamba, pula, e bun, pici, păi nu mai stau aici. Mă duc să stau undeva la o poveste. Băi, e Franca. Ce pula mea, să stau aici, să ce? Ce să zic? Mă duc într-o casă sau să... Uite bine, hai, mergem. Undeva să stau, că nu mai stau aici. Păi eu zic, hai să mergem. Hai. Nu mai e, frate, mi s-a luat. Mă duc să stau eu cu ai mei și ai... Dacă e să stau la poveste, stau aici să bat capul cu toți proștii. Ce gări zic cu totul că mi-e rău un pic. E rău. Plifi mor, băieți, mâine avem al câine. Păcat cum uiți Plif, nu știu că să-mi găsesc al câine, mă. S-a bag pula, deci știu eu cum o scot. Dă-i, băga-mea și pula motorul tău să-mi bagă azi rachetă. Ce se întâmplă cu Plif? A murit, mă, l-a omorât aici. Nu știu cine l-a omorât, l-a tras. Da, îl dau. Frank, eu nu mi-am aduc aminte nimic. Am auzit de la cineva, mă. Că eu mi-aduc în pula mea. Așa mi-a zis, că cum îmi spui că nu mai e câine. Dom'le, ce m-a ajuns aici? Cum trecut te-am văzut, sură, să erai pe acoperiș. Da, 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 suntem puțin pe copii și am luat-o pe scurtătură. Cum, eu te-am spus că ești de mult, nu de-abia ajuns, erai de mult acolo. Te-am văzut de pe balcon. O să vedem dacă îți mușculo și pe aici. Salut, Arsep, te după fratele, bro. Păi, uite-mi! Ia! Uite-mi marocanul ăsta. Bă, ce au ăștia, mă? Ce au ăștia? A fost o luptă cu cuțitele, am câștigat. Perfect, bravo, bravo. Ce faci de marocanul ăsta? Poftim? Vezi că e cuțitar, nu te da la el. Da, da, aveți grijă, trebuie să vin acum ambulanță. Da, da. Plecat. Sigur. Te-ai pus cu Victorin, eu. Ia la el mort, marocanul era ăla să-mi lua picior. Știi, mă, bine că nu-l cuțit. Părea cam puternic așa, o. Ia să vedem aici la sale, bombardieră ceva. Liber, mă, liber.
spală-și-te un pic, de fapt, dă-i, dă-i un fix. Ce se dau, mă? Așa. La asta se numește capac, dă-i un capac. Uite șambul, uite-l pe spală. Uite-l, bă. Așa mă văd bine prin geamuri. Încă de stâlpul pe ambulanță. Ia, uite, uite, largă-l aici, rău. Cred că e medicul la bătaie să mor de nu. Uite-l pe Franco pistol. Vitorinio. Mergem spre ei sau ce facem? Nu știu. Nu știu. Se poate găsi noi pe altcineva? Bă, de mult n-am mai dat noi un jaf. Dar nu, nu suntem, nu suntem. Așa, pentru noi nu-i film. Uite-l. Măcar la magazin, ce ziceți? Pe la magazin mă referam, dar toți suntem puțini așa, parcă, nu, da, parcă nu-i film, puțin. Știi? Nu știu. Dar noi trebuie să ne vândem în oraș? Eu știu. Nu, cine se n-a? Trebuie să văd dacă mai văd pe cineva, da? Suportă, uite și mașina. Ne auzim. Uite-l. Uite-l pe loc mașina zburătoare. Nimă. Mamă, dubița misterilor. Desigur, ai ghicit. A comentat, mă, is the... Salută, am și eu o întrebare pentru tine scurtă. A, trebuie să puneți-mi așa mașina rege. Salut, băiatul! Salut! Salut, 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 BTO, ce faci? Și cum mai tine? Ce mai faci? Uite, pe aici, ne-am cumpărat, ne-am cumpărat motoțe. Da, cu prietea mafie. Franco? Au. Vreau motocicla. Motocicla? Da. Nu. Vezi, am o motocicla ieftină. Nu, no, mersi. 5 milioane. Bun. O cumperi? Ce motocicla? Nu știu, ceva de Paște. Eu de-alea de Paște îmi trebuie mie în Paștele, mătii. Păi... e frumoasă. Ce părere am de prea băia bună. Ce părere am de poliția de pe server? Păi ce fădeți pe spatele, mă? Definită. Păi, mă, dar ce trebuie cum vorbești în șoptă? Du-mă la o pistă. De cât timp n-ai mai... Mamă, stai că se duce, se duce. Am zis că opresc la ăla cu ambulanța, dar nu mai... nu mai oprim. Tu-ți dacia ta. Nu, nici chiar așa, nici chiar aici așa. Trebuia să ajungem, nu? Oh, am zis să-mi iau hamburger de la ringuri. Ring on fire. Burger. Să fiu atent la benzinării de data asta. Hau Pau! Sau Paulo! Ia cineva pe aici prin zona noastră. De asta chiar trebuie, deci e păcat de zona asta, sincer vă zic, chiar nu e păcat. Eu, bă, e păcat că e liberă. Bă, nu știu, acum, de câte am văzut, nu se mai importă atât de multe arme, poate acum mai mai coafează oferta. Bă, cam cât vor da, nu știu, dar mai sincer. Chiar e păcat, adică chiar e păcat, că nu prea văd și o mai trec, mai verific, mai... Eu zic că trebuie să fie zona noastră asta. Subscribe la NEB! Subscribe! Păi o să fie, eu așa zic. O să fie, da. Banii se fac de încolo, da? Cum mai vedem? Banii chiar se fac. Ce să fac, Justin? Dar te uite prin preajmă un pic de râpă. Te pup, Cosmine. Gata, mă, e zona noastră acum. Perfect. O rezolvat problema. Perfect. S-au coborât. Mișoara. Alo. Alo, mă, ce fundere. Bă, Frank, uite, bă, stai cu fundul așa în sus.
Văd, văd. Băi, nu fi măgar. Ia pune mâna pe fund. Ia prinde-o de buci. Prinde-o de buci. Așa asta. Ia tine și tu, Franco. Ia uite-l, mă. Nu mai întind eu mâna pe locul că n-ajung. Băi, unde-i bagi mâna, mă? Mamă, Franco, mamă. Ce să zic, Cosmine, uite, de nebunii din astea. Poate te vede cineva, mă. Băi, poate te vede că-i, băi, tu cum-i bagi mâna așa în pantalon, băi? Păi și ea nu simte, mă, tatăle. Nu pot să mă abțin, uite, mamă. Ia uite ce dă din cură. Ia uite ce se uită la ea de aproape, ia uite-l. Staniol, ce faci? Place cum vreți să... ce să-mi vine. Hai să furăm, hai să furăm dacă nu te paralizat. Da, ia fură, fură, fură. Să se trezească. Leagă la mâini, leagă la mâini, dă-i un capac să cadă de pe... de pe... Vezi mare surpriză. Da. Leagă la mâini. Așa, așa stai, Nicol. Ia-o pe sus. Dă-te jos din mașină să o bagi direct în spate. Mă, unde grei. Pune, dai, dai pune în vehicul. Dă-te jos un pic. Skate me. Dă-i. Dar lasă-o. Yo, mă. Yo, mă, dă-i, urcă. Urcă, urcă, mă. Cum mi-am bucurat un frate atunci, Frank. Da, da, da. Domnișoara. Peste tot e ca Nică, încet, că n-are cintura. Opa, opa. Cum te cheamă? Erica. Erica. Bună, Erica. Bună. Și ce te aduce noaptea așa pe străzi? Nu știu. Singură? Voiam să mă duc, să-mi schimb buletinul. Unde, unde? Unde? La primăria? Da, la primăria. Dar cu ce ocazie pe la noi prima mașină? Că nu... Nu știu, nu eu am intrat. A fost pe gânduri așa puțin paralizată. Probabil. Și prietenul nostru, Staniol. Da, da, da. Erica ai zis, nume frumos nume, să știi. Mersi, știam. Mă, și modestă. Hai, zic, știam. Îmi place că e modestă. Spune. Câți ține? Câți îmi dai? Ta, mă, ți-mi plac și jocurile. Îmi plac. Nu știu. 19 ani. 20. De acolo, da. Mai puțin are înseamnă. 20. Ia văzut. Eu? Păi, nu e rău. Te-o seama cu fiica mea. Da. Și... Dar degeaba ai dus-o oricum nu se dă jos, crezi că mergem. Erica. Stai, schimb buletinul, oricum te așteptăm da. Aici, nu... Vrei că să scrie un Kinder care îți bueno. N-am înțeles. Vreți să discutăm Kinder care sunt bueno? Nu știu. Nu știu. Ce să zic? Vreți să-ți pun o pungă pe cap să-ți fac o plimbare în parc? Nu, mersi. Mă bine așa. Adică nu, că vorbim noi și pe aceea te mai ești bine? Da, da, da. Bă, prostă-i, mă. Folosește ușa. Nu există. Hei. Nu, cred că e alta problemă. Asta, neule-te un pic jos. Uite du-o, Staniol. Staniol, uite du-o. Eu știam că de aia. Păi ce faci, mă? Bună seara, domnilor. Știam, știam. Bună să fie inima. Te aștept, America. Da, da, da. Băi, Staniol, cum să-i zici, mă, că îi pune o pungă pe cam mâine, handicapatele? Ai cu cine? Așa m-am învățat tenis. Băi, dar lasă-te luat. Băi, băi, nu te-am tenis asta, nu te-am învățat tenis. Retardatule. Așa te-am învățat tenis, era bine, dacă rămâneai cu
cu Bueno, erai bine, ai dat-o, ai dat-o aia cu punga pe cap, păi bă, retardatule. Punga pe cap nu știu de unde e, că nu-i de la mine. Păi bă, tu că îi spui la una, că îi pui punga pe cap, înseamnă că e foarte urâtă. Bă, știu chestia asta, dar... Păi dar cum să-i spui că... Hai să te scopi în parc, dar întâi să-ți pun o pungă în cap. Că înseamnă că nu vrei să vadă lumea. Bă, i-ai stricat tot. Bă, tot ai stricat, mă. Am încercat și eu să... Na. Aia cu Bueno era bine, trebuia să-i spui ești bombă, că ești căzută din Irak. Eu știu orice, dar nu... În Hiroshima. Bă, uite, vezi? E... Vezi, Staniol? Arăs ca bombă de Hiroshima. Nu mai vine, să vezi că ne-o prostești și nu mai vine. Dar mă enervează la copălărie, uite asta copălărie mă enervează. Trebuie să-i dau palme. Nu, cum vede de față lui. Ce aia cu trebuie să te scopi prin parc, dar întâi să-ți pun o pungă în cap? Las gâretele. Bă, eu zic că nu e bine. Ce păr are ăsta? Bă, Staniol! Ia contul tu puțin, că văd că nu te simți rău. Nu. Deloc văd că nu te simți rău. Conduc, dar cred că o să dau peste ăsta. Cred că o să dau peste ăsta. Mă, mă, șofer. Eu ce mașină am văzut pe băiați? Cine vorbește? Poftim? Eu am întrebat dacă am fost la șofer. Bă, tu cum vorbești așa cu noi? Ne cunoaște? Păi, tu mă, ce retardați urcă cu picior cu mașină. Șefule. Nu că ești mașină. Cât costă mașină? Că sunt albastru. Nu ai tu bani de ea, frate. Ești albastru de acum încolo, a? Da, mă? Da, frate, da. Vă salut. Bă, Franco, tu-l știi pe ăsta, mă? Nu cunosc. Pa. Oferă-ți sună cunoscut? Marș. Ce mașină pe vremea 69, o discotecă. Să-i sugi pula la mașina asta. Băgă-mi ea și pula să-mi bag maiului. Uite bă că a venit, mă. Hai, domnișoare, ai plecat aici. Hai, Erica, urcă aici lângă mine. Erica... Uite, ești și bani de... Papuș, dar ești tu bun. Nici nu ne mai bag în seamă, vezi? Dă-mă drumul de aici, bine că ai tu. Nici nu ne mai bagi în seamă. N-am înțeles ce ați spus. Nici nu ne mai bagi în seamă, gata. Urcă sus. Am făcut pe taxiul, te-am adus până aici. Urcă sus, Erica, să mai discutăm ceva amorus. Pentru? Vreau să discut ceva mai deschis cu tine. Ia, uimește-mă. Urcă sus. Respect, băi. Ia uite, bă, că veni, bă, cu dumneavoastră, Staniol. Deci, Erica. Da. Veni, mă, la dumneavoastră, Staniol. De când te-am văzut, adică... Acum 5. Așa. Sperea așa, o fată mai... deschisă și mai pornistă. Așa. Nu știu. Nu. Nu, deci nu, nu? Poftim? Deci nu. Nu. A fost indecis oricum răspund, sincer. Exact, s-a gândit un pic dacă răspunde, da sau nu. Probabil. Cam minți. De ce sunt cu urechile astea de bufniță? Băi, tine? Cum să zici de bufniță? Ce vrei să spui? De iepure, bă, prostule, de iepure. 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 Nu prea știe la animale, că nu prea pus la școală. Nu prea știe asta. Biză. Dai că-mi urmărește Paul Walker. Îi dai capac Franco? Poftim? Dacă ne mai urmărește, da. Oprește un pic. Yep. Băi, mi-ai lovit mașina. Ce mă, ce te-a lovit, mă? Acolo la primărie, când ai ieșit parcare. Băi, mă, ești drogat? Ce te-a lovit, mă? Ai luat space? Băi, șofer. Băi, că te-ai lovit. Hai, nu mai venim după noi. L-a făcut șofer. Băi, aaa. Wow. Trage-te, dracu. Mă, nu. Te dracu, mă. Haide, băi, am urât din mașină, dar am uitat că n-am nimic la mine să mă pătrămă. Șoferi pizda, mă, tine. Conduci pe șunte, nu te mai dai jos decât când îți zic eu. Da, măi, Franco, dă-i, dă-i. Ce se pare normal să... mergem înapoi la primărie, ești retardat? Păi... Hai să mergem în altă parte. Șoferi, unde ți-ai să mergem?
da, sine. Ți-am dat cu el. Picerica, hai să continuăm. Spune. Discuția noastră. Da. Bă, uleu, bă, ce pula mea. Bă. Bă, ce bă, Franco. Am ajuns pe lună. Bă, Franco, deci dacă ai ști ce bună e boaba aia, bă, ce film o luat să mă bată, mamă. Du-te, bă. Mamă, ce film o luat să mă bată, mamă. Păi, deci fii atent, undeva în nori, Staniol, știi, TV2 mașina. Da, așa văd și eu. Bă, Staniol, numai la volan ăsta e chiar prost. Mă descurc eu. Bun, domnișoară, sper că n-aveți frică de înălțimi. Parcă Anton. Staniol, nu mai vii cu noi. Ei. Auzi, nu mai vii cu noi. Hai cu noi, condu. Să fie. Dacă hai vii cu noi, noi odată, condu. Deschide mașina. Hai mă, gun. Se mor de că nu se deschide. Cred că trebuie eu să mă dau. Nu mai gata, dacă te-ai dat jos. Ați spus ceva? Băi, băi, bă, vezi că nu. Ce s-a întâmplat? Stați că, stați-mă un pic aici. Nu cu taxiul. Bă. Vrei să fii șoferița noastră în seara asta? Băi, hai, cum să fie așa? Da. Eu condu odată șofer. Hai mă, nu fii măgar, hai odată. Milion. Nu ai nevoie. Hai șoferița. Hai milionarule, că tot din banii nu știi, dai milionul ăla. Lasă-mă, pentru asta-i dau eu. Băi! Bă, tu rămâi aici. Gata, frate. Te pupi, sără, frățior. Franco. Conduce o domnișoară. Da. Una chiar foarte sexy. Bună, bună, sunt Isabela. Bă, mai rău decât tine, n-are cum să conduc, deci eu stau liniștit. Eu stau și pe eu spate. Stau pe spate relaxat acum cu conducea, sincer. Domnișoară, dar să aveți grijă ambreiaj, că uneori, dacă lăsați brusc, pleacă. E tot ce vă pot spune. Nu știu când de m-am băgat. Franco. Pe dreapta. Pe dreapta. În rândenică, mă auzi? De butonul ăsta roșu. Înșa, dar mai încercă. Mamă. Am și poliția în față. De ce ai râs, Roxy? Simt miros de gogoși. Ce pula mea face ăla, mă? Uite, garda din are treabă cu ei. În cameră pula garda. Ia uite, bă. S-a dat jos garda. Ce s-a întâmplat, domnule? Unde mergem? Băi, vin de ăștia după noi, dă-i, fugi, 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 fugi. Garda? Băi, da, mă. Mă știi de jos. Mă știi de jos. Bine că ai zis, bă, domnișoară, opriți! Domnișoară, opriți! Nu-l masca jos în masca, mătii. Cum vreau? Trage, să trage pe dreapta. Domnișoară. Așa. Băi, băi, stai, stai, nu. Ce s-a întâmplat, șefule? Bună seara. Pot să-mi spun și o întrebare? Băia care trec pe roșu în fața ta, de ce pula mea nu te duci după ei și vii după noi? Băiatul mi-a zis. Să nu vă supărați, mi-ați lovit și mie mașina puțin mai în spate la un semafor acolo. Nu, chiar mi-ați agățat puțin aici.
Nu vă opream dacă nu spune băiatul. Nici măcar nu te-am văzut. Tu ți-o clarită din noapte. Păi Staniol, Staniol ăla de sufără bicicleta, mă. Că toți puneți de... Bă, este ce trebuie de vârstă? Ăsta ne-a zis fără bicicleta. Ăsta tu ai fără bicicleta, mă, tu furi bicicleta. Nu, niciun caz. Ăsta ăla de ne-a fără bicicleta. Băi, ți-a zis ce se ferește. Am spus să te ceți. Unde-i BMX-ul? Auzi repede, unde-i BMX-ul? Nu am. Băi, unde ai pus BMX-ul că te-am văzut? Să trăiești, n-am făcut așa ceva. L-am văzut șeful, l-am văzut cu BMX-ul șeful. L-am văzut, bă, unde-i BMX-ul? Falsă declarație, domn polițist. Am zis, liniște, am zis, da, bun. Să trăiți. Băi, tu mi-ai furat BMX-ul, nenorocicule. Dar nu mai m-am contrat. Nu-l lasă vorbească. Am zis, liniște, băi, BMX-ul să-i aduci. Gata așa. Am zis, liniște, gata. Franco, Staniol, veniți puțin în spate, deci, că am văzut ceva, veniți. Domn polițist, haide și dumneavoastră. Ia. Mamă, deci, uite ce are ăsta în portbagaj. E fix BMX-ul. Hopa, hopa! Uite BMX-ul. Doamne, fește, chiar nu. Pleacă de aici, Ia uite-l. E fix BMX-ul nostru ăsta. Da, mă, ăsta e al nostru. Dar nu era domn polițist, deci chiar nu știu cum a apărut la mine în portbagaj. Ce să zic? Hai să facem o mică cercetare. Da, percheziție la domnul de aici, vă spun eu că par foarte suspecți. Da, la percheziție domnul, haideți. Vă rog frumos să stați aici, să nu plecați nicăieri, da? Stăm mai aici. Haideți, domn. Franco, când ne plictează polițistul. Mă, cate un BMX-ul ăla pe cât am scăpat. Păi, dar chiar avea un BMX în portbagaj. Păi, da, mă, da. Vorbim mie idei, mă, să scăpăm când ai. Bro, bă, de asta vine, ne fură bicicleta și după aia crede că scapă teafăr. Nu mă știu, nu urmărește. Dar cum are să nu fie ok? De ce n-aș fi? Și port noaptea, bombardier. Trebuie să cobor să-mi iau țigări. Băi, Franco. Ce cu bărba asta ta? Ce pula mea trebuie? Ce cu bărba asta ta? Nu știu, e îngrijită. Păi normal că e neîngrijită dacă de 4 zile n-am mai ajuns acasă. Am dormit la hotel, pula aia n-avea oia. Ce trebuie? Mâine de dimineață, sunteți și tu la un salon. Că ultima dată când ți-am dat mașina de tuns, te-ai făcut cu cara pulă. Păi normal că avea și eu froci. Păi și... Stai să vină Gabor, o să cordit. Asteriscu, te pup, putredule. Cu voi. Da, unde cred că cu tine, că tu conduceai. Băi, Franco. Cercelul că ți-am dat unde, că văd că nu-l porți în ureche. Dar ce probleme mi-ai dat mie vreun cercel? Da. Mă, tu ai luat o razna. Te pup, Costea, tată. Te pup, Justin. Băi, unde e cercelul? Măi, ești retardat? Băi, salut, Adam, ce să zic, uite pe aici. Băi, ești prost? Asta te-a luat la răspundere, mă. Cercelul? Franco, unde e cercelul? Nu-l bag în seama. Da? Ei bine, lasă-mi. Salut, Sedo, vă pup, băieți. Uite, oameni care nu ori prea scris pe cea, vă pupă, fratele. Ceasul ăsta care ți-am dat, îți iei cadou. Bă, dacă încerci să te mai dai mare cu obiectele mele pe care am dat bani mulți, să-mi spui că-s de la tine, chiar te iau la palme aici. Față de domnul polițist, te iau la palme. Ce pula mea ai? Te-ai prăjit? Mă, și o să-i impresionez acum că e cu domnișoara. Da, mă. Uite, și pe ăștia, Adidas și ăștia de la Gucci, ciopind și asta din picioarele tale. Doamne, să știi că aici. Pentru un sărac chiar își permite multe. Da, adevărat. Dacă cel puțin nu-i permit eu ca să vorbească mult, că... Nu râde, Staniol. Băi, Staniol. Ultima dată ți-am dat mașină și am... Ai zis că fuți femei. Te-am găsit că te futeai în ea cu bărbați. Bloody shake, mersi frumos, de sap. Că femeile nu erau prin oraș. Băi, la... lasă-mă cu astea asta, nu erau femei. Dacă nu-s femei, erau... ai mâna, nu te duci să fuți în cur bărbații. Mai ales, te-ai lăsit s-a futut, am auzit. Nu, niciodată. Serios, așa am auzit, să mergem aici? Serios, niciodată. Vorbesc acum cu polițistul să termină repede. Domnul polițist, ce s-a întâmplat? Să nu te mai lau cu obiectele mele. Doamne ferești, deci sunt juc, sunt... Puteți pleca, băieți, îl scuzați. Mulțumim. Scuzați-mă și voi, la revedere. Te pup, șefule, ne scuzați și pe mine de deranj. Da, la revedere. Șoferiță, condu. Condu, mă, și nu mai fă șoferiță în pizda, mătii. Băi, tu cine dai, mă?
Să deschide și mie ușa, domn polițist, vă rog. Condus, Aniol. Nu mă descurc. Deși eu, deschid eu. Ce face Elvis? Stai, nu așa. De ce stai? Că a urcat, mersi oricum, salut. Atic nervos să mai urc din mașină. Bă, condu o dată. Cine conduce? Staniol conduce. Sau vrei să conduci tu? Cred că conduc eu mai degrabă decât să... Da, conduc eu mai bine. Las-o pe Erica. Ah, ok. Băi, las-o pe Erica, am zis, măi, handicapatule. Conduce mai bine. Băi, ratatule, pe ori conduci, ori nu conduci. Conduc, Staniol, atunci. Da, sunt doar nicio legă. Limuzina ta de 2 lei. Are si lor limuzina. Ce ai zis, mă? Nimic, nimic, nimic. Nu stiu ce pula mea tot comentează asta, că-l dau jos și-l batem aici. Și mi-a dat un pomodoro acum maxilarul. E retardat, nu i-am făcut nimic. Păi nu, că așa e el prost, să se dea la spectator. După dacă mă apuc de el... Cum? Mă duceți la un garaj, vă rog. Da. După ce mă pupi. Mai tii pe pământ și după. S-am pus eu unul aproape. Ce? What the fuck? Te pup, Mario, tata, te mai știe, fratele. Mama. Doamne ferește. Doamne ferește. Doamne ferește, Doamne ferește. Băi, băi, motociclă, tu te-ai băgat în noi, mă. Sunteți bine, domnișoară? Da, sunt bine. Motociclă! Măi, motociclă, de ce te bagi noi? Nu, eu mă bat. Eu sunt motocicla. Nu mai faci asta, motociclă. Dar nu eu m-am băgat. Nu, nu, nu-i motociclă, e la cu mașina din spate. Domnul care mi-a zis motociclă. Așa. O să vorbesc ceva cu tine? Acum nu. E zrănit. E bine de știut, dar haide, lăsăm. Motociclă. Dacă vă zic asta, să fiți șocați. Dacă să fiți șocați. Nu, dar eu nu vreau să audă toți. Pe zi acum. Ascultă, nu, nu vreau să audă toți. Eu vreau cu voi să vorbesc. Păi numai noi vă știm. Suntem o familie. Nu, 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 nu. Mai e cineva aici? A luat amba motocicla. Văd 1, 2, 3, 4. Ian Driver, mersi frumos de subscribe. Vă vorbesc doar cu băiatul. Vorbești cu toți? Nu, 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 eu vorbesc cu tine. Nu poți, nu. Haide repede, te rog. Nu pe motocicl acum. Hai, zi. Ți-e rușine de... Nu, că mi-e rușine de... De prietena mea? De cine? Uite, e iubita mea. Ce? A, da? Cine? Fă cunoștință cu ea. Eu o cunosc. De unde? De unde? Băi, vrei să mă dau jos de la tine motocicla? Dar o cunosc, ce să... De ce să te amăgesc? De ce să te amăgesc? Cum? Păi mai bine mă amăgești. Păi de ce să te amăgesc? Motociclă de când vă cunoașteți? De când a ajuns... E frumos ce faci tu pe la spatele meu, e frumos motociclă? Nu, eu primul, eu știu, nu-i frumos ce faci? Primul, ascult-mă. Motociclă, păi de-a tu așa am faci, uite, ai făcut-o să știu că... Ea a venit, avea 9 luni în oraș... Din cauza ta funcție, ai făcut-o să fie. Avea 9 luni în oraș și eu am ajutat-o. I-am dat o mașină de 800 de mii și am dat și niște bani. Tu, la iubita mea! Băi, motociclă, mă dau jos la tine! Și-ți spun ce râde de Staniol, că moare de... Și-ți spun încă un lucru. Ia. Știi câți ani are? 12 coaie. Sunt mor eu. Bă, motociclă, ești prea... Asta spun, are 12 coaie. Eu văd că apară, zici că are 20. Eu două. Prrrr. Tu cum zici așa de iubita mea? Am luat-o? Bă, am luat-o și am îmbrăcat-o pe femeita.
du-te. Banii mei. Eu să mă îmbrăca, să îmbrăca femeia, mă. Din banii mei. Ce vrei, Swig? Ștefule! Ne amenință șeful! Hai mă, lasă-mă că am trebuit. Șeful ne amenință! Unde, domne? Uite-l cu arma la geam! Nu-i drept. Spune-mi și unul, nu-i drept. Cu arma șefule la geam! Nu-i drept, aici. N-am nică armă. Cu mască, cum am amenințat și ce cu opția asta pe față, doamne? Am fost la carnaval. Da, da, carnaval, cu arme la el mă amenință. De ce mințiți, domne? Carnaval, să putem să vă facem o percheziție. S-a trăit, domne, polițai. Haideți acolo la perete, vă rog. Am zis treceți la perete, vă rog. Eu pe tine stigăsesc. Din mașină sunteți bine? Domnișoară, de dragul tău, domnul, controlați pe ei. Băi, am zis treci la perete! Bă, ca și mă când e bă, căs! Mamă, băi, ești nesimțit? E, motocicle! Hai, ta și ei. Bă, dar mă uit să mă râs cu domnișoara aia, Franca. Mamă, ce mă doare capul, șefule! Șefule, tu ce ai condus când erai mic? Roba, ce ai condus? Mamă, te pup, Cyber. Domnilor din mașină, sunteți bine? Păi dacă nu erați dumneavoastră sincer, eu cred că... Cu mașina asta, ce s-a întâmplat aici, doamne? S-a băgat în noi cineva, șefa. Era să ne moare. Și asta vine să ne amenințe cu arma, să... Când ne vede răniți. Avea ceva, nu știu, pistol de zertigă. Deci aveți nevoie de doctor, domne? V-ați rănit ceva? Ce? Domnișoară, domnișoară! Domnișoară! Cu spiritul și pistolul acesta în geanta dumneavoastră. Ce-i stanioară? Cum te cheamă, domnișoară? Mă cheamă... Ce, nu mai puteți, domne? Rexy, domnul. Bun, domn, domnișoară, Rexy, acest domn, acel domn, da. Domnule, să fiți la secție. Care e pictat, am lucrat cu arma, să știți. La secție eu să fiu că n-am nimic în geantă? Colegul, ai găsit ceva am asta? Am găsit acolo un pistol și un cuțit acolo în geanta Băi, azi voi ni le-ați luat pitete și eu nu mai am nică bani. Cum că mai zici așa ceva? Arde, și e rușine. Și și e rușine. Și e rușine. Și e rușine. Dar ție nu ți-e rușine? Nu mi-e rușine, tu spui da, cum. Da, ce ți-e rușine? Păi să spui minciuni tu. Păi tu ești minciuni. Ia e la control pe dansă. E la control pe dansă, să vezi. Hai, scoate la control. Hai, scoate la control, nu zi nimic, scoate. Hai, un pic mă tu ne-am venit cu arma. Adică tu ne zici cu arma. Ce spui minciuni? Băi, dacă tu ne-ai amenințat mai devreme, noroc că ori venit în spatele nostru și-a înțipat. Domnul, vreau să vă spun adevărul? Yeah. Era o fată și i-am spus că eu am îmbrăcat-o din banii mei și am fudulit-o pe aici. I-am dat mașina și tot și el îmi spune că e cineia lui. Fudulit-o, ai auzit șefule ce-i face în stradă? Fudulit-o, dar ce dracu înseamnă fudulit-o? Oh, mă zic pe românește, dracu. Vrei să vorbesc în franceză? Ai fudut-o, ce-ai fut? Și asta. Asta păi, nu. A, asta și nu. Asta? Păi dar ce trebuie înseamnă fudulită? În stradă, ai auzit? Ce a făcut asta. În stradă? Păi fix aici, în mijlocul străzii, trăgea nu de ea. Nu se... Doamne, aici a făcut femeile, domnule. Trăgea de ea în mijlocul străzii. Doamne. Da, vreau să fut. Păi înseamnă... Păi înseamnă... Rușine, domnule. Păi înseamnă că agresați femeile pe stradă, vreau domnule? A vrut să violeze, să știi. A vrut să violeze, domnule. Nu vreau, fetele nu vreau de mine. Poftim. De-aia le-ai cu forța, că nu vor, de-aia le-ai cu forța, a? Vrei și le bagi la dus, a? Fetele sunt la mine de frumusețea mea. Aaaaaa! Domnule, sunteți foarte frumos, cu pictura aia pe fata. Păi să zic. Șefule, dar avea pistolul la el, că avea un pistol. N-avem, n-avem pistolul ăsta. Arestați-l, arestați-l pentru... Eu zic domnul după el. Domnul polițist, eu zic să-l arestați pentru amenințarea și jignirea anului cetățean. Cum n-ai armă, domne, atunci ne-am amenințat cu pistolul, deci ne-am amenințat cu moartea. Unul la mână aveți, unul la mână ai pictură pe față. Am tot și dreptul pistolul să pistolul acela în mână. Și pistolul. Și are și o geantă în spate. Avem un pistol acolo în geantă și un cuțit. Mai devreme l-au avut în mână, l-au amenințat. Ne-am amenințat, dar și jignit, dar și înjurat, da? Deci este închisoare pură aici. Bă, cine vorbește? Tu vorbești, bă? Bă, eu zic, te rog frumos, să eu zic să îl încătușească cât mai repede posibil până bă, nu o să ne facă nimic. Ceva. Pericol public, violează! Haideți acolo la pură. Haideți acolo la... Veniți la... Ia că sună telefonul mă un pic.
Au! Mulțumesc pentru au! O mână sus, respect, generație. Ia vezi, mă. Asta n-o dau nici la licitație. Golane, îți dau moderator. 5 euro, te pup pe. Golane, îți dau moderator de data asta, că ești... Te pupă, fratele, bro. Hai că mi-ai dat un pic de energie cu asta. Să mor. Staniol. Staniol. Elvis. A rămas singur. Pe stradă. Eu am picat, mă. Nu, stai că stai, dar făceam ceva, aveam ceva mesaje pe telefon. Aha. Staniol, unde-i? Nu știu. Te pup pentru tata, te pupă fratele. Te pupă, fratele. Mi-a prins o țigară, băi, ultima, cred că cu aia. Ah, e ultima țigară, băi, asta e nașpa. Asta e chiar nașpa. Ia uite-l, mă. Hai, urcă. Cum e, cum a fost pentru o excursie? Unde dracu ai fost, mă? Simă zi unde ai fost. Unde am fost? La 10 capă. Unde ai fost? De fapt, am probabil fost. Nici atunci, că se face ce rapid. Discut cu domnișoara. Păi și? O să mă duc în oraș cu ea. Eu auzi, păi și eu ce fut iar în seara asta? Iar minți. Ce fut în seara asta? Da. Păi vezi că în seara asta tu o scoți în oraș și o fut, Staniol. Păi nu, nu. Ba da. De momentan, domnișoara este plecată în Bahamas. Băi, dar Irina mai era în Bahamas. E și acolo în Bahamas. Nu era, tatule, cum să fie plecată în Bahamas? Ca din ura cu jumătate de ori era lângă noi. Unde era să amăti în Bahamas? Nu, eu zic, iubita mea. De asta care... Cine Dumnezeu tău, iubita ta, mă? O cheamă? Și cum o cheamă? Manuela. Nu. Nu? Da cum? Da cum? Cum o cheamă? Cum o cheamă, mă? Antonia. Du-te. Antonia. Pe cine minți? Ce Antonia, mă? Așa o cheamă. Minte. Nu minte. Du-te, mă, lumea aici. Ah, livratorii. Vreau să spun. Crăușii. Băi, Franco. Nu că mai avem foarte multe de control. Băi, Franco. Băi, nu, dar lasă cartierul nostru să aibă droguri. Ce vrei, Franco? Vrei să facem o bătaie? Să facem o baie. O bătaie, bătaie. Vreau. Dar nu cu mine. Aș tăbăci curul Irinei. Da? Cât de mult? Ia zi. Cât de mult? Tot. Dar de tot, a? Aș Dania ca surd în tobe. Rău de tot? Rău de rău, rău. Da? Cum așa mult aș ia zis, sună de masculin. Ce aș face dacă vrei să-ți zic?
ce aș face și cum sunetele te mă ascult, ia. Nu sunetele te mă ascult, pot să-ți spun ce aș face la Irina. Ia, ascult. Băi, aș pune o capră să-i despic bucile. Așa? Băi, să-i fie despicat în două. Așa? Și să plonjez de pe trambulină direct în, în piscina ei. Ei. Irina e maică, să știți. Șofer. Irina e mama lui. Ce-i făcut șofer? Stai să vă vezi ce șofer dau, fă-ți moară. Șofer. Aveam verde. Mă, tot țică că e. Nu cred. Au. Franco. Nu-mi rarești, tată. Ne-am văzut spun că arată ca tine. Ei, Franco. Înverzită e cu gura în pulă. Ia uite, uite-te pe, uite-te pe, uite-te pe pancarta din dreapta. David, dă-i capă, te pupă, fratele. Zici că ești tu. Din față, din față, parcarea. Eu, monster, pus ăștia pe afiș. Chiau și așa o cheamă și pe mamă, îmi pare rău, frățiorul. Ce dilău. Pare rău. Salut, salut. Dr. Capac. Dr. Capac. Bă, țigara asta trebuie să o fumezi toată, că toate ultimele țigări s-au fumat singure morților. Te pupă, fratele, bine că ai rezolvat. Băi! Păi nu știu că o să am ceva de făcut, nu... Te auzi, Elvis, acum? Ah, măcar acum. Unde tu? Băi, Franco. Da. Uite, mă, te-a pus pe fișe, ai văzut? Pe măta. Uite ce frumos ești acolo. Uite, ia, lasă-te în buzetarea astea. Ia, mă, pe Franco, măi. El, el. Franco! Hei! Ia uite, măi, Max Rena. Albinuță, uite, trimiteam un mesaj. Uite-o. Și-au luat niște bătaie și au fugit aia. Bătaie, bătaie. Iar mi s-a fumat țigara, am zis că nu. Ce pula mea să mai zic, bă, că mea și pula.
O să cobor să-mi iau țigări, n-am niciun chef. Băi, mare pampa, astăzi mă, nu mi-am luat țigări azi, mă. Adică mi-am luat, da, nu mi-am luat astăzi țigări. E în bără. Tărmă și pe ăsta. Tazere nu dau, frățiorul. Ia uite ce limuzin, la limuzin. Oh my god. Da, și pare și rămas și tot eu, cred că. Aoleu, zice ce faci aici? Plecăm. Am recunosc cu băieții, mă. Vreți să ruim cu ei? Nu, nu. Poate vreau să găsesc unul pe un partid cu Elvis. Băi, băi, iar nu știi să conduci, mă. S-am zis cum se treba cu ambreiajul ăla. Nu înțeleg, dar mă doare. E cu trebuie să aici. Îl văd strel. Ce pula mea are fes în cap. Bună ziua. Bun, nu știu care e treaba. Și ceva de grade, mă, tu-ai fes în cap. Da. Cum te cheamă? Mihai. Ce mai cum? Îi scrie la nume. Vreți să dau buletinul? Ce scrie la nume? Că-ți dau două palme, să zice ce scrie la nume, băi, gură. Mihai, ce mai cum, băi? No, pe arde. Săracul Mihai. Of, Mihai. Scrie la nume, băi. Băi, dar de ce sunt în telefonul meu? Yeah. În care se aude, mă? Bă, ce băi? Pula mea? A luat Chris, cred. De la Mihai, bă. De la Mihai. Mihai. Mihaiță. Măi, Mihai. Aici așteptăm, aici le așteptăm. Aici între noi, direct. A plecat cu corpul, dar cu sufletul a rămas cu noi. Da, m-ai văzut? Eu mă gândeam, ce pula mea, de unde ești? Pe Discord, de undeva? Mă gândeam. Eu am crezut că ești pe Discord, pe undeva. Da-i. Oricum trebuie ceva cu ăsta, că nu e ok. Da, da, da. Dar nu știu de la ce s-a întrebat așa. Adevărul e că da, e ciudat. Înainte mai era cum era. Eu cred că s-a băgat ăsta în oraș cu mod de tunare de mașini. Bă, da, dar nu știu ce legătură ar avea, știi, asta e faza. Niciodată. Cred că domnul Biropulu s-a greșit pe acolo. M-am îmbrăcat, sigur. E bine dacă erai bai cu AKZ. Promit. Franco, nu. Da, bine, nu. Mă. Bine! Nu. Ce merge așa? Nu te înțeleg. Adică? Te așa merg eu. Sau cum? Așa merg eu, măi, cărnatule. Nu ca toți fraierii ca tine. Păi, toți fraieri, da? Lasă că-ți arăt eu acum. Ia-mi șapă după jos. Te pup, nașule. Iam și ceva după jos zis. Nu vreau. Iam și... Nu da. Vreau. Da, mi-e și pula în gura ta. Te iubi, păpușel. Ce ești? Mă, picioare în burtă îți dau. Fut-o-te în gură să te fut.
Sus! Condu, șofer. Șofer? Condu odată! Șofer. Hai, Staniol, la volan. Poftim? La volan, Staniol. Uite, fii atent de ceea ce m-am gândit. Nu merge nimeni la volan. Vino cu a, vino cu a, vino cu a, vino cu a. Ca să-ți dai handicapați. S-a căzut șapca. Nu, dacă îți mori. Mori. Efectiv, o să mori. Că te lovesc. Ce ziceți verzuilor? Băi, joacă de aici, măi. Băi? A fi dintre fiat, de ce? Nu, nu, nu. Uite așa cum se duc pe jos, da? Ia mă și mie, te rog, și te plătesc. Ce să-ți iau? Și iau cu adică pe jos. Bă, băieți, fiți atenți. Deci eu... Băi, te-am rugat, te-am rugat și ce? Da, da, ce, numai ascultă-mă un pic. Și fac tot ce vreți voi. Dacă ai să-mi dai și mie, frate, niște arme, că nu știu. Tot ce vrei tu? Tot ce vrei? O, nu, tot ce vrei tu să fac să-mi dai niște arme. Tu ce culo lui Franco? Unde? Băi, căcatule. Nu-i nevoie, nu-i nevoie. Da. Așa am înțeles că vrei să vii sub dânsăra asta. De tine, da. Te rog, că mi le-a luat Dumnezeu, nu știu cum. Am ieșit toată din oraș, mi le-a luat Dumnezeu. Și ce treabă cu asta? Păi ia zic, dacă mă puteai ajuta. Niște arme, poate ai tu, că n-au băieții de aici niciunul. Nu vorbesc așa ceva. De vânzare, ce? Eu am un pistol și atât. Nu am prea mult. Nu, ai unul extra. Nu, nu, nu. Au, 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 au. Uf, 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 verzuilor. Bă, pula, ar... Ce ai zis? Să taci. Pe pulă mă atingi, mă. Pe sfârc. Unde că ești cu mâna la mine la pulă? Cred că găsești tu. Nu oric. Șofer, condu. Franco, condu. Franco, condu, măi. Guriță, condu. Franco, condu. Băi, îmi bat pula în tine. Uite, tio, uite la mine, te rog frumos. Ce-i 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 ce
Ești bine, Franco? Ei, Margareto. Salut, salut, Mihnea. Bă, băieți, cam asta a fost. Cum ai level 37? Bateu avea cel mai mult, parcă 33. Atât am. Vă mai pun o piesă de ieșire. Păi trebuie să mă duc să-mi iau țigări și toate alea. Și ne auzim pe mâine. Știți cum zic. Auzi aici piesa. Să scoate briceagul, se face că taie prin aer. Că de cadat peste un lac e peste un fraier. Al meu în spate are geanta plină de fiare. Nu-l interesează, afară-i place răcoare. Așa se simte la mine în pulă ca într-un iPhone. Îi dau ca Tony Montana lui Michel Pfeiffer. Sunt diferit, eu nu fac beef-uri pe live. Să nu cumva să ai prea puține dislike-uri. Lasă vrăjeala, lasă-ne și cu haiul. După palmă mănânc o lună cu paiul. Unde mai pui că bobița al meu e pe boabe. Hai te se bag ca zombi ca niște babe. Fac o rachetă, trebuie să fac bani. Altă planetă aici mă-i văd. Aș te înțeleg că de-am trăit. Apoi cu urmă zi nu ai văd. Teles ok, rap, momento. Fii ce tu bietici în el ghetto. Tu vini dar ce-l tro, hola. Gucci bag, tu-ți scurceat, frac, guess what. Ok, rap, momento. Fii ce tu bietici în el ghetto. Tu vini dar ce-l tro, hola. Gucci bag, tu-ți scurceat, frac. Știi că nu facem doar rap, știi că nu facem doar trap. Uite ce avem în pec, nu stau pe nimeni să aștept. Scuze de mă repet, fac cașcaval de pe tel. Geamă numeul face cu un tec. Trag linii ca să dau linii, vecinii vin zilnic. În vizită să ne zică volumul la mine. Dar nu-i timp decât de încă un feeling. Primii zombi din industrie care și productiv. Vine inspirația, pleacă și nu se întoarce. Decât dacă o iei la șuturi și la capaci. Unii le spun revelații, alții zic dragi. Orice s-ar întâmpla, toată lumea e pe paci. Ce puțin flash ar trebui să fie. Am născut deja că n-are pe o femeie. Ok, frat, unito. Fii ce tu bieti, gine-l ghetto. Tu vini dar centro, ora. Gucci bag, tu scurciat, frat, guess what. Ok, frat. Băi, cam asta a fost. Frățiorii mei care ați mai rămas ăștia 30, vă pupă fratele și vă iubește. Că ăștia care ați rămas aici, ați rămas efectiv pentru băiatul. Vă pupă fratele. Vă pupă fratele. Ne auzim mâine de la 7, știți cum e mersul. Hai că dacă nu e 7, oricum suntem aici. Că de program nu am mai ținut. Opa. Streamul poate fi blocat temporar. Nu mai are când să fie blocat temporar. N-are când. Băi, vă pupă fratele pe toți. Și vă doresc o seară bună. Te pup, Staniol, tata. Te pupă fratele. Vă pup pe toți. Ăla-i, bro. Vă pup.